vă salutăm pe toți în numele Domnului Iisus Hristos și ne bucurăm de această dimineață specială pe care Dumnezeu ne-a rânduit-o, ne-a oferit-o fiecăruia în parte, nouă celor ce suntem prezenți aici, în această sală și în sala de jos. Ne bucurăm și ne rugăm ca acest local pe care vrem astăzi să-l consacrăm unei misiuni speciale să fie neîncăpător, să devină neîncăpător și Duhul lui Dumnezeu poate lucra în sensul acesta. Înainte de orice, aducem închinarea, lauda și mulțumirea Dumnezeului Atotputernic care ne-a dăruit viață și ne-a dăruit toate cele necesare pentru a fi și a avea tot ceea ce se vede în această dimineață. Vă invit să ne ridicăm cu toții și să ne lăsăm conduși într-o cântare de laudă, de închinare înaintea Domnului, să o cântăm cu toții din toată inima, răsune a noastră cântare, să cântăm și într-adevăr, așa cum cerul răsună de ovația îngerilor care îl laudă pe Dumnezeu și pe Domnul Iisus Hristos, să ne unim și noi în dimineața aceasta cântarea noastră, în așa fel încât Dumnezeul Atotputernic să fie binecuvântat în veci de veci. Să cântăm cu toții! Răsune a noastră cântare, sublim fi va.
Aș vrea să venim într-o rugăciune comună înaintea Domnului, pentru că suntem însă diferiți în această dimineață specială. Vă invit să plecăm cu toții capetele și cu toții cu glas tare și cu inima deschisă și cu convingere și într-un duh de profundă smerenie să înălțăm rugăciunea Tatăl nostru. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci vecilor. Amin. Amin. Vă invit să vă așezați. Spunem bun venit tuturor celor ce au ajuns până în ceasul acesta și ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze pașii celor ce nu au sosit încă și tuturor vă spunem în această dimineață, fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerurile și pământul. Amen. Ne-am adunat aici în această zi specială pentru a ne bucura de această casă care s-a construit și care trebuie să aibă o destinație, o consacrare specială. Vrem ca aici să se vestească Evanghelia, vrem ca în locul acesta să se înalțe rugăciuni și nu orice fel de rugăciuni, ci rugăciuni care să fie ascultate de Dumnezeu, să fie rugăciuni după voia lui Dumnezeu pe care El să le împlinească. De aceea ne rugăm ca tot mai mulți oameni să găsească în locul acesta și în orice alt loc ca acesta alinare, mângâiere, dar mai presus de toate acestea, mântuirea, viața veșnică, prin credința în Domnul Iisus Hristos, prin credința în Acela care ne-a iubit și s-a dat pe Sine însuși pentru noi, ca să-și curățească un popor care să fie al Lui, care să vestească lucrările minunate ale Celui ce ne-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată. Dumnezeu să ne binecuvinteze! Amin. Salutăm pe toți cei prezenți, îl salutăm pe fratele păstor Romi Mocanu, care în această zi a acceptat invitația noastră și va vesti Evanghelia. Ne rugăm ca Domnul să-l binecuvinteze și Duhul Sfânt să-l călăuzească și pe toți ceilalți musafiri invitați care ne-ați onorat cu prezența și dincolo de prezența fiecăruia dintre noi, care este importantă, știm și cu toții nutrim la unison această convingere că cea mai importantă prezență este prezența Domnului Iisus Hristos, care a făcut făgăduința că oriunde doi sau trei se vor aduna în numele Lui sau pentru numele Lui, El va fi în mijlocul lor. Credem în această făgăduință și îi slăvim numele pentru aceasta. Amin. Să cântăm din nou o cântare. Ascultăm și grupul Harul să laude pe Domnul cu o cântare și după aceste două cântări îl invităm pe fratele Ghiță Pop să ne aducă un cuvânt, un gând duhovnicesc. Vom continua să ne rugăm și să binecuvântăm numele Domnului, slăvindu-L pentru tot ceea ce face și este pentru fiecare din noi. Să cântăm cu toți! Glorie, mi se bucurării
Binecuvântăm numele Domnului Iisus. Suntem pe pământul acesta, realizăm atâtea lucruri frumoase, uneori avem eșecuri, dar de data aceasta vrem să-L lăudăm pe Domnul pentru realizarea aceasta extraordinară de a avea o casă de rugăciune aici, în Căprioara, nouă, frumoasă, confortabilă. Îl lăudăm pe Dumnezeu pentru oamenii care s-au străduit pentru lucrul acesta și îi mulțumim pentru dumneavoastră care sunteți aici astăzi. Dar menirea noastră nu e aici, pe pământ, ci într-o zi știm că vom moșteni cerul. Cântarea despre acest lucru va vorbi, slăvit să fie numele Domnului. Aceasta e menirea noastră, să crănim mereu aici valori, căci mai sus de zarea cea albastră, vrem să fim cu toți moștenitori. Nu aici menește bogăția, ora noastră ai jos. Vrem să spunem astăzi cu tărie, fericirea noastră e Hristos. Dar până atunci mai cânt, mai cânt și îl aștept pe El și vreau. Până atunci,
Pace. Iisus Hristos este Domnul. Amen. Este o zi de mare bucurie și parcă încă o arcă este gata. O arcă în care oamenii pot să intre, să asculte cuvântul lui Dumnezeu, să se lase transformați, schimbați și să ajungă în împărăția lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune: urmăriți cu toții pacea și sfințenia, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. De ce încă o casă de rugăciune? Cred că pe toți care au participat la construcția acestei case i-a animat un gând. În alergarea lor spre cer, n-au vrut să intre singuri, n-au vrut să ajungă singuri în împărăția lui Dumnezeu. Vor cu toți cei dragi, cu consătenii, cu toți cei de aici, să ajungă în împărăția lui Dumnezeu. Am auzit o întâmplare care m-a mișcat extraordinar de mult. Persoane cu dizabilități, cu diferite probleme de sănătate, au participat la un concurs. La un concurs în care trebuia să alerge fiecare cu handicapul lui și să treacă linia de sosire. Au pornit toți și la un moment dat unul s-a împiedicat și a căzut. Ceilalți s-au uitat înapoi și l-au văzut pe cel căzut. S-au întors, l-au prins de mâini, s-au prins toți de mâini și au pornit spre linia de sosire. Atunci când treceau linia de sosire, tot stadionul s-a ridicat în picioare și a început să aplaude. N-au mai văzut așa ceva. Care este dorința lui Dumnezeu? Care este dorința celor care au construit această casă de rugăciune? Să trecem toți linia de sosire. Să ne aplaude cerul, să ne aplaude Dumnezeu, îngerii din cer, să se bucure de sosirea noastră, de victoria noastră. Dumnezeu a făcut totul ca noi să putem avea victoria. Urmăriți pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Să ne ajute Dumnezeu ca acest scop să-l avem. Să urmărim pacea și sfințirea pentru salvarea noastră, a familiilor noastre, a consătenilor noștri. Și Dumnezeu să ne ajute pe fiecare. Amin. Amin. Citesc doar câteva versete din Psalmul 84 pentru a întări cuvântul fratelui Ghiță Pop. Cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne al oștirilor, spunea psalmistul. Și despre cei care traversează acum Valea Plângerii, spune: ei merg din putere în putere și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion. Vrem să facem o rugăciune pentru ca încă alți și alți fii risipitori să audă în locul acesta Evanghelia și să se întoarcă la Dumnezeu, să rămână gol iadul, așa cum spunea cineva, și să se umple, să intre numărul de plin în împărăția lui Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm, să facem această rugăciune și când încheiem rugăciunea în comun prin fratele Nicu Dascălu, care este responsabilul local al bisericii aici, să continuăm această rugăciune și să ne rugăm: Doamne, vrem ca tot mai mulți oameni să ni se alăture, nu nouă neapărat din punct de vedere confesional, dar casa aceasta vrem să fie plină de oameni care să asculte Evanghelia, să pornească pe calea mântuirii și să ajungă în împărăția lui Dumnezeu. Amin. Să ne rugăm cu toți. Tatăl nostru care ești în ceruri, slăvit să fie numele Tău. Amin. Amin. În numele Tău ne-am adunat în dimineața aceasta, Doamne, și vrem ca acest locaș să-l încredințăm în numele Tău. Slăvit să fie numele. Te rog să ne cercetezi prin Duhul Tău cel Sfânt. Amin. Te rog să treci de la inimă la inimă în dimineața aceasta, să faci o cercetare prin Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, să tai împrejur orice inimă împietrită, Doamne,
Vrem să simtă prezența Ta, vrem să simtă mâna Ta la lucru în dimineața aceasta, norul neprihăririi să coboare peste noi în dimineața aceasta. Și Te rugăm să lași ungerea Ta peste robii Tăi, peste cântare, peste cuvânt, peste tot ce se va face în locașul acesta, Tu să fie sub binecuvântarea Ta și cerem protecția Ta și Duhul Tău să ne călăuzească, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin. 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 Vă invităm să vă așezați. Invităm grupul nostru de tineri să slăvească pe Domnul cu o cântare, nu numai tinerii, poate împreună cu toții, și după aceea îl ascultăm pe fratele Nelu Lupoian, ne rugăm ca Domnul să-l binecuvinteze. Amin. Cu un gând duhovnicesc și vom continua să ne rugăm. Noi suntem aici în dimineața aceasta bine, sănătoși, fericiți, bucuroși de această ambianță sărbătorească. Să nu uităm însă că sunt oameni care au rămas acasă singuri, triști, bolnavi, încercați, suferinți. Și nu trebuie să-i uităm. De asemenea, este un gest frățesc să nu uităm pe cei care au murit în acel accident care s-a produs și în care 8 oameni de carieră militară și-au pierdut viața. 2 militari sunt în București și sunt cu arsuri, așa cum se spune, aproape 40% din corp. Doctorii sunt rezervați în ce privește șansa de vindecare, dar fac tot ce se poate. Să ne rugăm lui Dumnezeu ca El să-i cerceteze și să se atingă de ei acolo unde sunt. Să-i aducem înaintea Domnului. Este un gest de dragoste pe care îl putem manifesta într-o dimineață ca aceasta. De aceea, după cuvântul fratelui Nelu, vrem să ne rugăm pentru cei bolnavi, să ne rugăm pentru cei suferinți, să ne rugăm pentru cei care au, pentru familiile celor care au murit în acel accident și pentru cei care sunt bolnavi la spital acolo în București. Vom face această rugăciune înaintea Domnului. Cântăm acum o cântare și apoi ascultăm cuvântul. Doamne, în lumele Slăvei.
vine chiar și noaptea este zi. Dumnezeul slavei să-și reverse toată binecuvântarea peste locul acesta din plin, prin harul lui. Amin. Domnul să binecuvânteze pe cei prezenți. Domnul să binecuvânteze și îmi venea să spun Căprioara și o să mă întrebați care. Satul Căprioara, localitatea aceasta. Cu cuvântul lui, cu adevărul cuvântului lui și oamenii de aici, împovărați, strudiți, bolnavi, apăsați de poveri, să se întâlnească cu Dumnezeu, să-L cunoască pe Dumnezeu și să se bucure de lucrarea Lui mântuitoare. Amin. Aș vrea să citesc din cuvântul lui Dumnezeu câteva versete. Versete la care vom medita în scurtul timp înainte de momentul de rugăciune care urmează. Le găsim de data aceasta în Cartea Genesei, în capitolul 28, și voi citi versetele 16 la 19. Pagina Sfânta Scriptură 31. Iacov s-a trezit din somn și a zis: cu adevărat, Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. I-a fost frică și a zis: cât de înfricoșat este locul acesta. Aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor. Și Iacov s-a sculat dis de dimineață, a luat piatra pe care o pusese căpătâi, a pus-o ca stâlp de aducere aminte și a turnat un de lemn pe vârful ei. A dat locului acestuia numele Betel, dar mai înainte cetatea se chema Luz. Amin. Vorbindu-i colegului meu de slujire și fratelui Vasile Tămaș despre eveniment, despre faptul că vom participa împreună cu soția și împreună cu dumneavoastră la o consacrare de local pentru a deveni casa lui Dumnezeu, vă transmite salutare și toată binecuvântarea ca reprezentant al comunității baptiste de Cluj. Dar dincolo de salutările pe care le vor aduce oamenii în numele unor instituții în ziua de astăzi, cred că cea mai bună salutare care ar putea să se pogoare peste noi este salutarea cerului. Pentru că evenimentul acesta este dublat în ceruri, este supravegheat, este gestionat și este binecuvântat de Dumnezeu. Dragii mei, doar trei gânduri pentru un eveniment ca și acesta. Dumnezeu să răsplătească tuturor celor care și-au adus aportul, familiei Staniște și celorlalte familii pe care eu nu le știu. Dumnezeu să le binecuvânteze efortul, să le aducă binecuvântare și mânghiere, dar mai mult, dincolo de aceste binecuvântări, să binecuvânteze locul acesta și localitatea aceasta să-și împlinească menirea pentru care a fost proiectat, gândit și construit. E un vis să ridici un local de închinare. E un vis pentru oameni. Necesită eforturi, necesită consum. Dar odată ce visul este realizat, este materializat, omul se trezește la realitate. Și noi suntem în fața unei realități, la fel ca și omului Dumnezeu, ca și Iacov. Localul este gata, este frumos, s-au urmărit detaliile.
Dar cel mai important lucru începe de acum. Începe de aici. Dacă în locul acesta se va întâmpla ceea ce vrea Dumnezeu, ceea ce au visat oamenii, se trezesc cu oamenii la realitate și aș dori din toată inima ca oamenii din această localitate să se trezească din visele lor. Unii sunt în coșmaruri și să vină spre locul acesta și să-L cunoască pe Dumnezeu și să constate lucruri pe care Iacov, patriarhul Iacov, le-a constatat când în călătoria lui de la Berșeba spre Haran, spre familia unchiului său, în căutarea și în dorința de împlinirea destinului lui. În acea noapte a avut un vis frumos și teribil și se arăta în visul lui o scară care se pogora din ceruri pe pământ, arătând faptul că între cer și pământ există o legătură care ar trebui să preocupe mintea oamenilor, că Dumnezeu este interesat de destinul oamenilor, că oamenii sunt în căutarea lui Dumnezeu și omul nu poate să facă el o scară să se urce la Dumnezeu, dar Dumnezeu poate și coboară o scară permanent. Problema este să se întâlnească, să se bată oamenii de această scară. Și știți care au fost constatările lui Iacov când s-a trezit din visul lui, din acel vis frumos pe care l-a avut? A spus el, așa îngrozit, cu adevărat, Domnul este în locul acesta, amin. Și aș dori din toată inima, cu adevărat, Domnul să fie permanent în locul acesta. Și puterea lui Dumnezeu și slava lui Dumnezeu, la fel ca la sfințirea templului din Ierusalim, să umple casa aceasta și să se manifeste în toată localitatea aceasta. De aici să radieze împărăția lui Dumnezeu. Amin? Amin. E o dorință pe care o am și pe care cuvântul lui Dumnezeu o are pentru noi. Un alt lucru pe care aș vrea să-l descopere oamenii când vor intra în locul acesta, când vor privi spre locul acesta, să ia teama și să-și vadă starea lor sufletească. Pentru că menirea casei lui Dumnezeu este și aceasta, ca omul să vină în fața oglinzii, care-i cuvântul lui Dumnezeu, și să-și vadă starea, să-i fie teamă și să spună, sunt un păcătos, sunt un om cu buze necurate, cum a spus Isaia altădată. Să-și recunoască starea și să ia decizia să se împace cu Dumnezeu. Și mai doresc ca locul acesta din Căprioara, nu știu care va fi denumirea sau dacă va avea vreo denumire, să fie casa lui Dumnezeu. Dumnezeu să locuiască împreună cu copiii lui, cu familia lui de aici de pe pământ, care sunt credincioși și răscumpărați. Să poată să spună oricine va veni și în fiecare generație care va urma de acum înainte, că aici este casa lui Dumnezeu. Și mai doresc un lucru pentru locul acesta, pentru frățietatea de aici. Aici să înceapă și să se vadă poarta cerului și împărăția cerului. Dumnezeu să-și lase scara lui mântuitoare prin harul său în locul acesta și locul acesta să fie o poartă spre cer, așa cum a spus Iacov. Aici este casa lui Dumnezeu. Aici este poarta cerurilor. Și pe poarta aceasta să intre sute, mii. Și nu mă opresc cu numeralele, cât va hotărâ Dumnezeu să intre oameni în împărăția lui Dumnezeu. Și încheie gândul meu cu ideea de rugăciune anunțată de fratele Marin. Oamenii bolnavi, oamenii năpăstuiți, oamenii împovorați, oamenii în căutarea destinului vieților, în rezolvarea problemelor, să găsească aici alin, să găsească aici mângâiere, să găsească aici binecuvântarea lui Dumnezeu. Și facă Dumnezeu ca în ziua de astăzi, după modelul lui Iacov, să aducem o piatră de aducere aminte, să o așezăm aici, în prezența lui Dumnezeu. Să consacrăm locul acesta cu adevărat Domnului. Și să facă Dumnezeu ca să se schimbe, la fel cum s-a schimbat Luțul altădată. Luț înseamnă despărțire. Iar după experimentul lui Iacov, Luț s-a numit Betel, casa lui Dumnezeu. Și dacă până acum, poate în zona aceasta, era despărțire, în localitatea aceasta, mulți oameni sunt despărțiți de Dumnezeu. Să intre în Betelul acesta sfânt al lui Dumnezeu și să-L cunoască și să-L descoperă pe Dumnezeu. Iar jertfa de astăzi, să se îndure Domnul să fie o jertfă plăcută Lui, de bun augur și primită de El, fără cusur. Domnul să îi binecuvânteze pe toți cei prezenți, să binecuvânteze pe toți cei care au efortat
în sensul realizării acestei lucrări. Și Domnul să aducă mânghiere, vindecare și binecuvântare de acum și în veci de veci. Amin. Citesc doar câteva bilete. O familie din Cugir roagă biserica să o sprijinească în rugăciune. Doamne, dă izbândă! O soră roagă biserica în numele Domnului să facă o rugăciune pentru băiatul ei care este neîntors la Domnul. Domnul să-l cerceteze și să iasă în cale. O familie ne roagă să mijlocim pentru un frate, Iorguț, este din localitatea Ivești, județul Galați, este internat la Spitalul Județean din Galați. Domnul să se atingă de el, să-l cerceteze și să-l vindece. Lângă ei, așa cum am amintit, sunt și alți bolnavi, unii pe care îi cunoaștem, alții pe care nu-i cunoaștem. Domnul ne cunoaște pe toți și ne rugăm ca mâna lui cea bună să se atingă de fiecare rană a trupului sau a sufletului și să aducă mântuire și vindecare. Vă invit cu toții să ne ridicăm, vom face în comun această rugăciune, apoi îl invităm pe fratele Liviu Pop să vină în față la microfon și să încheie această rugăciune pe care o vom face pentru cei bolnavi, suferinți și singuri. Amin. Doamne, prihănire, în dimineața aceasta venim în fața Ta, Doamne, cu gândurile noastre, cu cugetele noastre. Te rugăm, o Doamne, primește rugăciunile care le-am pus în fața Ta, Doamne. Te rugăm să asculți, Doamne, pe toți acei care Ți-au cerut, Doamne, vindecare, Doamne. Te rugăm, Doamne. Pe toți acei, Doamne, care au probleme în familie, Doamne. Te rog să dai binecuvântare, Doamne. Doamne, te rugăm să binecuvintezi lucrarea din dimineața aceasta, din locul acesta, Doamne. Te rugăm să binecuvintezi, Doamne, locația aceasta, Doamne. Te rugăm să binecuvintezi comunitatea din locul acesta, Doamne. O, te rugăm să ne dai propășire pe cale, Doamne. Doamne, noi suntem slabi și lipsiți de putere, dar Tu ești stăpân și Domn al tuturor lucrurilor. De aceea te rugăm, Doamne, rămâi cu noi în ziua aceasta, Doamne. Fă, Doamne, să cunoască că slava Ta umple tot pământul, Doamne. Aleluia. Rămâi cu noi, Doamne, în ziua aceasta, Doamne. Binecuvântează toate lucrările din locul acesta, Doamne. Binecuvântează pe toți acei care sunt prezenți în locul acesta, Doamne. Îți mulțumim pentru tot ceea ce faci pentru noi, Doamne. Îți mulțumim pentru ziua aceasta minunată. Rămâi cu noi, Doamne. Rămâi la lucru în locul acesta și pentru toate îți mulțumim. Amin. 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 Vă invităm să vă așezați. Continuăm să ne închinăm înaintea Domnului și vrem să ascultăm în acest sens o cântare pe care o va cânta fratele Avram și cu sora Adela. Ne rugăm ca Domnul să-i binecuvinteze. Amin. După cântarea în duet, vrem să ascultăm o mărturie a fratelui Mureșan. Ne rugăm ca Domnul să-l binecuvinteze și să fie ziditoare mărturia și ne bucurăm pentru aceasta. Și după mărturia fratelui Mureșan, vrem să ascultăm un gând din partea fratelui Horon Lazar, care a slujit în această biserică, a fost prezbiter și a slujit ani de mulți în această lucrare, în acest sat. Ne rugăm ca Domnul să-l binecuvinteze și vom mai face o rugăciune, vom anunța la timpul potrivit obiectivul acestei rugăciuni. Tu mai cunoști
Tu ești mărgăritarul, în dragostea mea purul să rămân. Azi e oameni, tot mai grăbit pe cale, să urcă acolo sus la dreapta ta, să-l trec prin poarta biruinței tale, prin poarta ce se cheamă Golgota. Tu m-ai cules din pulbere cu harul, ca să mă îmbraci în dragostea din tâi. Și mi-ai șoptit, tu ești mărgăritarul, în dragostea mea iar dacă adesea cad sub greul crucii și mă pândesc ispitele ascuns, atunci am mulțumit, ți-aduc Iisuse, că harul tău îmi este îndeajuns. Tu m-ai cules din pulbere cu harul, ca să mă îmbraci cu dragostea din tâi. Și mi-ai șoptit, tu ești mărgăritarul, dragostea mea purul să rămâi. Tu m-ai cules din pulbere cu harul, ca să mă îmbraci cu dragostea din tâi. Și mi-ai șoptit, tu ești mărgăritarul, în dragostea mea purul să rămân. Lăudat fie Domnul! Amin. Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci îndurarea Lui ține în veci. Amin. Amin. Amin, frați și surori, mă bucur că vă văd, mă bucur pentru frumosul local de închinare pe care l-ați construit aici și aș dori ca Dumnezeu să binecuvinteze această casă de rugăciune, harul lui să fie peste ea și să vă mulțiți să mă chemați tot mereu ca să mai asigur câte o legătură pe aici. Pentru că Psalmul 84:10 spune, căci mai mult faci o zi în curțile tale decât o mie în altă parte. Slăvit să fie Tatăl! Dacă vom fi mereu aici, ne vom cunoaște mai bine. Dar până vă voi cunoaște pe toți, pe dumneavoastră, să vă spun eu cine sunt. Mă numesc Nelu Mureșan. Harul lui Dumnezeu a făcut ca încă de copil tânăr, de la 18 ani, să-mi desfășor activitatea în armată. Am fost elev al unei școli militare de transmisiuni, acolo unde am învățat și ceea ce am îndrăznit să fac la dumneavoastră, la invitația fratelui Ghiță. Iertați-mi emoțiile, dar de câte ori vin la amvon, am emoții pentru că aceasta nu este o masă oarecare,
ci este tronul lui Dumnezeu. A Lui să fie slava și mărire. Frații mei, mi-am desfășurat activitatea într-un regiment de transmisiuni, acolo unde am învățat în cealaltă epocă, am învățat că nu există Dumnezeu, că omul nu este creația lui Dumnezeu, ci este creația maimuței. Păi arătăm noi ca maimuțele, fraților? Noi arătăm a copii de Dumnezeu, lăudat să fie numele Lui. În această dimineață am ales pentru dumneavoastră câteva versete din Psalmul 46 și am să le dau citire. Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. De aceea nu ne temem chiar dacă s-ar zgudui pământul și s-ar clătina munții în inima mărilor. Chiar dacă ar urla și ar spumega valurile mării și s-ar ridica până acolo de să se cutremure munții. Amin. Această minunată cântare a făcut ca și marele Luther să scrie un cântec, o cântare pe care sunt sigur că și dumneavoastră o cântați cu plăcere. Cetate tare-i Dumnezeu! A Lui să fie slava și mărirea a Tatălui Ceresc. Aș putea să vă mai spun că într-un mic sat din Scoția, atunci când plecau în armată tinerii, s-a făcut o cântare. O cântare care era cântată de fiecare dată. Vă redau doar un singur verset. Stați liniștiți și să știți că eu sunt Domnul. Amin. Amin. Frați și surori, stăm liniștiți cu toții și așteptăm venirea Domnului pe norii cerului. Amin. Aș vrea să vă spun că și eu am stat liniștit după ce m-am întors la Domnul în urmă cu 6 ani, dar acum 3 ani de zile, pentru neascultarea mea și pentru că nu întotdeauna am fost în ton cu planul lui Dumnezeu și eu am crezut că planul meu este cel care trebuie aplicat, Dumnezeu a îngăduit să vină urgia peste mine. Și a venit. În numai 2 nopți am fost o legumă. Unde era să mă duc? Sigur, în loc să-l caut pe Domnul, l-am căutat imediat pe doctor. Și el mi-a spus, urgent la oncologie, urgent la oncologie. După controlul care s-a făcut acolo sumar, verdictul a fost cancer galopant. I-a spus soției mele, fă ce este de făcut pentru că este vorba de câteva zile. Și se duce. Nu mai este nici o scăpare. Vorbind cu minunați frați din grupul Haru, de unde fac și eu parte, este un grup de rugăciune, le-am spus imediat ce mi s-a întâmplat. Și a spus, nu, mai este o scăpare. Unde? La Domnul. Amin. Am alergat în acea noapte împreună cu frații mei la Luncani, s-a făcut o rugăciune începând cu ora 9 și Duhul Sfânt, prin glasul unui vas de lucru, mi-a spus, bărbatule care a alergat la mine călăuzit de o rază de soare, ce ai tu nu este pentru moartea ta. Este pentru proslăvirea mea, dacă, că întotdeauna este un dacă, vei sta lângă mine și vei face după cuvântul meu, a Lui să fie slava. Din acel moment am mers spre însănătoșire. După numai 3 zile eram altul, iar după 5 am mers la medic și a zis, ce s-a întâmplat?
intrăm imediat, zice, la control. Păi faceți ce vreți, zice, intrați la control, intrați unde vreți, eu știu ce s-a întâmplat. A lui să fie slava. Dragii mei, dacă dumneavoastră veți avea încrederea pe care eu am avut-o în acele clipe, e imposibil ca Domnul să nu lucreze, pentru că El este viu și El ascultă întotdeauna un neprihănit care strigă la El. Slavă Lui! Timpul mă presează foarte tare pentru că mi se tot face cu ochiul că trebuie să termin, de aceea n-am să dau citate, dar am să vă spun că închei cu ceea ce am început. Domnul să vă binecuvinteze, Domnul să-și lasă harul Lui peste această casă de rugăciune. Și vă mai spun o dată, lăudați pe Domnul căci este bun, căci îndurarea Lui ține în veci. Amin. Mulțumim lui Dumnezeu pentru dragostea Lui de a fi împreună aici în nou locaș de închinare, pe care dorim ca Dumnezeu să-L binecuvânteze. Și toți acei ce vor veni aici, poate din curiozitate, poate să se roage, Dumnezeu din cerul să aibă ochii asupra acestui locaș de închinare, să asculte rugăciunile și să aducă mângâiere, mântuire, tămăduire, eliberare și vindecare în numele Domnului Iisus Hristos. Sigur, așa cum se spune aici, este un locaș frumos, și mă rog ca Dumnezeu să-i binecuvânteze, sigur Dumnezeu nu uită să răsplătească ostenelile celor ce s-au străduit, au muncit, s-au rugat, au nădăjduit că Dumnezeu va fi acela care într-o zi va face ca locașul acesta de închinare să fie pentru gloria lui Dumnezeu. Vreau două versete doar să citesc din Psalmul 92. Frumos este să lăudăm pe Domnul și să mărim numele Tău prea înalte, să vestim dimineața bunătatea Ta și noaptea credincioșia Ta. Locașul acesta de închinare este aici tocmai pentru scopul acesta de a lăuda numele Domnului. Amin. Apoi, al doilea lucru este pentru a vesti bunătatea Lui. Și vreau să mă duc foarte scurt în cartea Apocalipsei să vedeți că în ceruri, acolo unde Dumnezeu este înconjurat de herovim, serafim, îngeri și cei 24 de bătrâni, făpturile vii, auziți ce spunea cartea Apocalipsei, capitolul 4, cu versetul 9. Când aceste făpturi vii aduceau slavă, cinste și mulțumiri celui ce șade pe scaunul de domnie și care este viu în vecii vecilor, cei 24 de bătrâni cădeau înaintea celui ce șade pe scaunul de domnie și se închinau înaintea celui ce este viu în vecii vecilor. Și ziceau, vrednic ești, Doamne Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea, puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. Deci este vrednic Dumnezeu de laudă. Dacă cei din cerul spun că este vrednic de laudă, cu atât mai mult noi care suntem aici, pe pământul acesta și prin bunăvoința lui Dumnezeu și prin dragostea Lui, suntem aici, nu numai aici, și în alte locuri unde este chemat numele Domnului pentru a lăuda numele Domnului și pentru a vorbi despre bunătatea Domnului. Și vreau doar un singur verset să mai citesc din capitolul 5, tot Apocalipsa, și aș vrea ca cântările noastre să fie spre glorie, așa cum salmistul spunea în Psalmul 45, cântarea de laudă, întotdeauna cântarea de laudă să fie pentru împăratul, adică pentru Domnul nostru Iisus Hristos. Apocalipsa capitolul 5, versetul 9, și cântau o cântare nouă și ziceau, vrednic ești Tu să iei cartea și să rupi pecețele pentru că ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu prin sângele Tău oameni din orice seminție, din orice limbă și din orice norod și din orice neam.
Deci prin Domnul Iisus Hristos Dumnezeu a răscumpărat, l-a trimis la noi să ne răscumpere pentru ca noi, lucrarea pe care o facem noi pe pământul acesta în scurtele zile ale vieților noastre sau ani care Dumnezeu ne-a dăruit, să nu facem altceva decât să lăudăm numele Domnului și să vostim dimineața, noaptea, credincioșia și îndurarea Domnului. Încă o dată vă spun, Dumnezeu să vă binecuvântează și să vă ajute ca în locașul acesta, toți acei ce vor intra aici, să simte prezența Domnului, să simte lucrarea lui Dumnezeu, să simte că Dumnezeu este acela care onorează munca noastră, onorează rugăciunile noastre, onorează tot ceea ce îi aducem cu curăție de inimă și cu dragoste. Domnul să vă binecuvânteze. Amin. Amin. Slăvit să fie Domnul! Vrem să mai ascultăm grupul Harul cu o cântare. Apoi am vrea să facem o rugăciune pentru țara în care trăim, pentru poporul în care ne-am născut, pentru autoritățile mici și mari, pentru autoritățile locale și centrale și, nu în ultimul rând, pentru președintele nou ales al țării, ca Dumnezeu să ne binecuvinteze cu vremuri de pace, vremuri în care noi să facem treabă duhovnicească. Ne dorim să trăim mai bine. Important e să profităm, însă cel mai mult și marele profit îl avem atunci când folosim la maximum vremurile de pace, vremurile de liniște cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat și credem că ne va binecuvânta în continuare, ca să vestim Evanghelia, să ducem solia noastră tuturor celor ce n-au auzit-o încă și să lăsăm pe Duhul Sfânt să lucreze și să-i convingă pe oameni că sunt vinovați, că au nevoie de pocăință, că au nevoie de sângele salvării, jertfei Domnului Iisus Hristos, că trebuie să se întoarcă la Dumnezeu. Și în acest sens, înainte de această rugăciune, după cântarea grupului Harul, îl invităm pe fratele Vasile Suciu la un gând pregătitor în vederea acestei rugăciuni. Domnul să ne binecuvinteze! Am ales o cântare care o știți și dumneavoastră. Aș vrea să o cântați împreună cu noi, este foarte cunoscută, este scrisă de fratele Niculiță Moldoveanu. Psalmul 50 cu versetul 14 spune că trebuie să-i aducem ca mulțumire lui Dumnezeu, jertfa noastră, ca mulțumire și să ne împlinim și juruințele făcute înaintea lui Dumnezeu. Cânt aleluia, cânt aleluia. Și la cor spune cântarea: jertfa mulțumirii ardă pe altar Tatălui iubirii, sfânt izvor de har. Vă rog să cântați împreună cu noi. Yeah.
iubiților, slăvit să fie Domnul! Amin. Vă place cuvântul acesta, preiubitule, preiubitule? Vi se adresează foarte frecvent în familie? Păi dacă în familie nu, când citești Scriptura, vei găsi adesea, preiubitule, preiubiților, Domnul așa se adresează către noi, pentru că avem preț în ochii Lui, mare preț. Ce bine ar fi dacă și în familie am avea aceste sentimente unii față de alții, de soție, de copii, și să putem să spunem preiubitule, preiubite. Am venit aici la serbarea aceasta pentru că în urmă cu câțiva ani am fost cu fratele Ghiță, pe care îl apreciez, dar cred că nu e cel mai potrivit cuvânt, Ghiță, pe care îl iubesc mult. Aici am auzit la, am fost cu el la casa părintească, i-am ascultat povestea aceea cu emoție despre părinții lui, despre tot. Și mi-am simțit că el are rădăcini puternice aici. Apoi mi s-au convins când mi-a spus, frate Vasile, știi ce vreau să fac? Să fac o casă de adunare aici, în Căpriora. Fraților, da, se poate. Se poate în Căpriora, se poate oriunde, unde sunt bărbați care au motivație, care au curaj, care visează frumos pentru Dumnezeu, oriunde se poate. Și iată, astăzi suntem la lucru gata făcut, lucru bine făcut, nu? Dar de aici urmează marea provocare. Aș vrea să viu aici peste câteva luni sau un an și să văd biserica asta tot plină, să văd oameni care laudă pe Domnul, oameni care au vieți schimbate și locașul acesta și truda lor s-a transformat într-o binecuvântare pentru toți oamenii, pentru toți oamenii. Veți ști, lumea va ști că sunteți ucenicii mei dacă vă iubiți unii pe alții, frații mei. Nu există alt motiv, nu există alt lucru care să ne caracterizeze în lume decât dacă iubim. Și nu numai pe ai noștri, așa cum am auzit de la fratele Marin, trebuie să iubim pe toți. Absolut. Poate e greu, dar Mântuitorul ridică standardul ăsta foarte înalt. Trebuie să iubiți pe vrăjmașii voștri. Lumea va ști că suntem ucenici când vor vedea în inima noastră iubire, când vor vedea bunătate, când vor vedea iertare. Oamenii au Scripturi acasă, să știți că nu prea citesc, dar ei ne citesc pe noi, aceste epistole vii, despre care oamenii pot să spună, da mă, uite, ăla e un pocăit, mă, uite la el, mă, ce comportament, ce viață, ce cutare, sau poate să spună, ăla e un fals. Doamne ajută-ne, umple-ne inima noastră de iubire, să putem iubi. Stăm aici pe o temelie. Care e temelia pe care stăm noi și creștinismul? Iisus Hristos. Dar evenimentul cel mai extraordinar e învierea Domnului Iisus. Dacă asta nu s-ar fi întâmplat, creștinismul ar fi rămas așa în istoria lucrurilor și a religiilor ca ceva. Dar faptul că El a înviat și învierea n-a putut fi contestată de nimeni niciodată, e dovada că milioane și milioane de oameni au fost în stare să poarte cătuși, să poarte lanțuri. Așa cum spune Apostolul Pavel, oamenii pot să fie înlănțuiți, pot să fie pus în cătușe, dar Evanghelia nu poate. Și ne bucurăm că ea a pătruns, a pătruns în cele mai stinghere sau întunecate locuri din lumea aceasta. Am umblat aproape pe toate continentele, în foarte multe țări, și am văzut oamenii lui Dumnezeu diferiți, cu comportament diferit, cu culori diferite. Și m-am gândit atunci, Doamne, e adevărat ce spune psalmistul. Ia Domnului pământul cu tot ce e pe el și lumea cu ai săi oameni de oricare fel. Noi ne bucurăm și respectăm pe toți până la urma urmei. Ăsta e secretul, nu? Învierea. La începutul anilor 1960, Billy Graham era în forță, era tânăr, era extraordinar, face o vizită în Republica Federală a Germaniei. Acolo era cancelar Konrad Adenauer, un om care a stat ani de zile în timpul lui Hitler în pușcărie pentru că n-a vrut să-i accepte doctrina nazistă. Și apoi, în 1949, e ales cancelar și rămâne cancelar până în 1963. Se întâlnește Billy Graham cu el. Konrad nu mai era chiar așa un om tânăr, dar se întâlnesc, îl privește cancelarul în ochi și spune lui Konrad, lui Billy Graham, domnule,
dumneata crezi în învierea Domnului Iisus? Sigur, Billy Graham, cu zâmbetul pe buze, a spus, da, sigur că cred. Domnule, e singura șansă a lumii și a omenirii învierea. Fără ea nu există nicio șansă. Și ne bucurăm că am simțit lucrul acesta în inima noastră și putem să construim vise, putem să facem lucruri mărețe. Încă un gând mai am în legătură cu vise, că cuvântul s-a repetat și de unii și de alții, să visez. Când visez cu Dumnezeu și pentru Dumnezeu, totul e frumos, totul e extraordinar. La început a fost un vis și aici. Fratele Ghiță a văzut construcția, a văzut totul și apoi ea s-a transformat în realitate. Știți dumneavoastră că Polonia a fost una din țările care a dat foarte mulți evrei și a locuit mulți evrei în Polonia. Chiar Ben Gurion e întemeietorul statului evreu, e polonez, nu? Și erau orașe întregi cu foarte mare populație de polonezi. Unul din orașele acestea era Cracovia. Ați auzit, o universitate de prin 1200 cu mari probleme de cultură. Acolo trăia un rabin modest într-un cartier mare de evrei. Omul ăsta se scoală dimineața și îi spune la nevastă: tu, nevastă, știi ceva tu? Eu am visat ca să mă duc în Praga, în Ceoslovacia, că acolo voi găsi o comoră. Mă, băiete, du-te și te culcă liniștit, stai liniștit, a spus nevastă mea, nevastă sa, visezi și tu la comori. Ce comori? De unde? În Praga. Păi cine cunoști acolo? Omul visează vreo 3 nopți tot așa și spune: tu, trebuie să plec. Era ca o viziune, era ceva care mă motiva foarte puternic. Bietul rabin și-a luat lucrurile și s-a dus în Praga. Și visul lui era că acolo, la podul imperial, acolo va găsi comora. S-a dus acolo și acolo erau soldați care făceau gardă și tot. Și stă el și se uită, mere pe sus, mere pe jos. Găsește comoră, nu găsește comoră, nimic. O zi, 2 zile, 3 zile, mere în fiecare zi și se uită. Și la un moment dat, șeful care conducea garda îi spune: domnule, te văd aici că vii în fiecare zi. Spune-mi și mie ce cauți, domnule, că-ți văd pingelele deja roase și tot și mi-a dat vii în fiecare zi. Și el îi spune: domnule, îți spun ceva, dar te rog frumos să nu râzi de mine. Domnule, am avut un vis să viu aici în Praga și aici la podul ăsta eu voi găsi o comoră. Omul zâmbește și îi spune: domnule, să spun ceva, așa am avut și eu un vis, ca dumneata, să mă duc în Cracovia, în cartierul ăla evreiesc, și acolo să mă duc în casa unuia care îl cheamă Itzac, fiul lui Lebel, și acolo voi găsi o comoră. Și zice: domnule, când m-am documentat, am văzut că în cartierul ăla erau evrei și cei mai mulți erau Itzac, fiul lui Lebel. Cum să mă duc, domnule? M-am gândit, ce prostie să mă duc. Omul îi spune: așa ai visat, dumneata? Da, domnule, așa am visat. Mulțumesc, îi strânge mâna și pleacă. Se duce acasă. Îl întreabă nevasta, copiii, tot: no, ai găsit comora? Am găsit-o, unde-i? Stați liniștiți. Uite ce mi-a spus mie cineva, că aici, în casa noastră, acolo după sobă, să sap și să găsesc o comoră. Omul sapă, surprinzător, o mare comoră. Oh, ce bucurie mare! Omul știe să facă o sinagogă, știe să facă o școală rabinică, știe să o folosească. Misterul care-i? Comora e lângă noi. De foarte multe ori o căutăm nu știu pe unde, oamenii merg la Roma, merg în Ierusalim, merg nu știu pe unde, dar comora e acasă, comora e lângă noi. Comora e chiar aproape de noi, e cuvântul lui Dumnezeu, e însuși Mântuitorul care stă la ușa noastră și bate. Frații mei, noi suntem nu căutători de comori, noi am găsit comora și asta ne face să avem bucurie, ne face să avem speranță, ne face să le spunem la oameni: mă, oameni buni, nu vă întristați, nu fiți triști, comora e aici, Domnul nostru Iisus Hristos este comora. Mulțumim pentru absolut tot, mulțumesc că m-ați ascultat, vă doresc să fiți fericiți și Domnul Dumnezeu să vă binecuvinte pe toți. Amin. Amin. Comoara aceasta, spune Apostolul Pavel, o portăm în niște vase de lut.
Noi suntem slabi și mici, dar El este mare și atotputernic, slăvit să fie numele Lui. Vă invit să ne ridicăm și, așa cum am spus, vrem să ne rugăm pentru țara noastră și să ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvânteze poporul din care ne-am născut. Suntem datori. Spunea un poet creștin: voi, purtătorii steagurilor sfinte, spre acel măreț și veșnic viitor, voi făclieri de slove, de cuvinte, fiți voi întâi la înălțimea lor. Predicăm Evanghelia, o predicăm cu vorba, dar trebuie să o predicăm cu viața noastră, cu dragostea noastră, cu mâna noastră întinsă către celălalt, cu rugăciunea noastră pentru toate cauzele care ne cheamă să mijlocim. Și nu trebuie în ultimul rând să ne rugăm pentru țara noastră, suntem datori să facem tot ceea ce trebuie pentru binele societății în care trăim. Și aș vrea să facem această rugăciune prin fratele Nelu Tecar și prin fratele Vasile Tripon, să înălțăm această rugăciune pentru autoritățile locale, centrale, pentru președintele țării, pentru satul acesta, pentru comună, pentru primărie, pentru toți cei chemați să slujească într-o dregătorie mai înaltă sau mai joasă. Doamne, Stăpâne, Tată, iubit din ceruri, suntem în locul acesta prin dragostea Ta, prin harul Tău, suntem în locul acesta prin bunătatea Ta și pentru acest lucru Te binecuvântăm și Te onorăm pe Tine, Doamne. Îți dăm slavă numelui Tău, Doamne. Te rugăm frumos în aceste clipe să ne binecuvintezi, Doamne, să binecuvintezi inimile noastre, să binecuvintezi viața noastră, să binecuvintezi familiile noastre, să binecuvintezi, Doamne Iisuse, locașul acesta, Doamne, de închinare, Doamne. Te rog, revarsă Tu a Tale binecuvântări. Doamne, Te rog, fă o trezire, Doamne, în locul acesta și numele Tău să se proslăvească prin cuvântul Tău, Doamne, și noi să-L primim și să-L trăim pe pământul acesta. Te rugăm să binecuvintezi, Doamne Iisuse, comuna aceasta. Amin. Să binecuvintezi, Doamne Iisuse, autoritățile din comuna aceasta, Doamne. Te rugăm, Doamne Iisuse, ca Tu să le întărești, Doamne, să privească, Doamne, spre Tine, spre bucuria mântuirii Tale, Doamne. Te rugăm să binecuvintezi, Doamne Iisus, autoritățile din județul nostru. Te rugăm, Doamne Iisus, să fă ca să înțeleagă că pe pământul acesta, Doamne Iisuse, Tu ești acel care stăpânești și deschizi inimi, deschizi vieți, Doamne. Te rugăm să binecuvintezi țara noastră. Amin. Să binecuvintezi, Doamne Iisuse, președintele ales, Doamne. Amin. Fă-o, Doamne Iisuse, ca viața lui. Amin. Fă-o, Doamne Iisuse, ca țara aceasta, Doamne, să fie binecuvântată de Tine, Doamne, ca cu toții să putem să Te lăudăm, să Te glorificăm pe Tine. Amin. Îți mulțumim pentru toate lucrurile și Te rugăm, rămâi cu noi, rămâi în viețile noastre, în inimile noastre și numele Tău să fie binecuvântat. Amin. Amin. Slavă Ție, Dumnezeul nostru, Aleluia, pentru casa aceasta. Amin. Îți mulțumesc, Doamne, că ai pus în gând fraților ca să construiască această casă, pentru că Tu dai și voința și împlinirea Slăviți Ta să fie slava. Amin. Ar dori, Doamne, slava Ta să se pogoare peste casa aceasta, nu numai astăzi, ci totdeauna, Doamne. Amin. Dorim ca casa aceasta să fie un loc unde cât mai multe suflete care nu-și găsesc rostul în viață să găsească rostul vieții aici. Amin. Pentru că Tu, Iisus, ești rostul vieții. Amin. Te rog, Doamne, când oamenii, frații, surorile, oameni din satul acesta vor avea probleme, nu se vor putea descurca, vor fi într-o situație în care nu-i poate ajuta nimeni și vor alerga la casa aceasta, ascultă-i din ceruri, Doamne. Ascultă-i, Doamne, că ești Dumnezeu care poți să rezolvi orice problemă, Doamne. Ești nemărginit de mare și Tu ai toată puterea în cer și pe pământ. Răsplătește fraților pentru osteneala lor și aș dori ca și alții frați care și-au manifestat dorința, manifest și eu dorința aceasta, casa aceasta să se umple de oameni mântuiți. Te rog din toată inima și încolo, Doamne, Tu rămâi Dumnezeu satului acestuia. Nu știu câți creștini sunt aici, dar știu un lucru, toți avem nevoie de Hristos. Amin.
Toți avem nevoie de mântuire și Tu o dai cu mână largă celor ce o cer. A Ta să fie slava, gloria și mărirea, Tată, în numele Domnului Iisus, prin puterea Duhului Sfânt. Amin. 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 Vă rugăm să ocupați locurile. Vrem să cântăm o cântare cu toții și în timpul acesta să ne închinăm Domnului și cu darurile noastre de bunăvoie. Obișnuim să facem acest lucru și Apostolul Pavel ne spune că Domnul iubește pe dătătorul cu inimă voioasă. El nu are nevoie de jertfe date în silă, acele nu-i sunt plăcute, nu are nevoie de jertfa celor stricați, spune că jertfa celor nelegiuiți este o scârbă înaintea lui Dumnezeu, el nu are nevoie de bani furați, de bani făcuți prin cine știe ce mijloace. El se bucură de jertfa celui care o dă cu inimă curată, cu dragoste din toată inima. Domnul să ne binecuvinteze pe toți, cântăm și ne închinăm Domnului cu darurile de bunăvoie. Iisus Hristos, da.
El așa frumos. Sfânt și bun a fost și nu e altul ca numire ta, Iisus Hristos. Invităm în continuare pe fratele Spătaru Alexandru, primarul comunei Gârbou din județul Cluj, să ne aducă un salut și ne rugăm ca Dumnezeu să-l binecuvânteze, și după dumnealui pe fratele Ion Miclea, îi mulțumim și dumnealui că a răspuns invitației noastre. Ne rugăm ca Domnul să binecuvânteze gândurile pe care prea iubiții frați ne le vor aduce. Slăvit să fie Domnul. Slăvit să fie numele Domnului! Amen. Îmi face o deosebită plăcere să fiu împreună cu dumneavoastră în locul acesta și, sincer să fiu, este locul unde mă simt cel mai bine. De când m-am întors la Domnul, este locul pe care îl caut, îl frecventez, fiindcă am considerat și am constatat că nu există un alt loc pe care să-l compari cu locul unde se adună frații și locul unde spune cuvântul lui Dumnezeu în Psalmul 84, cu versetul 4, ferice de cei ce locuiesc în casa ta, căci ei tot mai pot să te laude. Ferice de noi toți care ne găsim în locul acesta. Ferice, dragi frați și surori și iubiți prieteni, pentru care am o stimă deosebită, pentru că ne găsim în locul acesta și vă felicit pentru că ați alergat în acest loc unde este prezent și Domnul nostru Iisus Hristos, pentru că așa spune Sfânta Scriptură, așa spune această carte pe care eu n-am cunoscut-o decât din anul 1999, până acolo n-am avut tangență cu Dumnezeu, căutam alte căi, aveam o altă funcție, eram președinte la cooperație, funcție pe care am fost 13 ani în comuna Gârbou, și vă închipuiți ce mi-oferea lumea aceasta, cu prieteni, cu tot felul de anturaje, și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că m-a smuls de acolo. M-a smuls, așa cum spune Sfânta Scriptură, din lumea acea stricată, lumea acea rea și ticăloasă. Așa spune Sfânta Scriptură, nu vreau să supăr pe nimeni, dar acesta este adevărul. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că și-a făcut milă de mine și de familia mea. Eu, soția și copilașii, toți ne-am întors la Domnul printr-o lucrare dumnezeiască. Nu este timp acum, timpul este limitat și nu este timpul să vă mărturisesc întoarcerea mea la Dumnezeu, dar promit cu o altă ocazie, la o seară de evangelizare sau când o să fiu invitat sau o să pot să vin, îmi iau acest angajament că vreau să fac această mărturisire în fața dumneavoastră și aș prefera să fie prezent tot satul, dacă este posibil, în frunte cu domnul primar. Mă bucuram deosebit, dacă era și primarul aici, colegul meu, să știți că și la noi în comună sunt 7 sate care aparțin de comuna Gârbou și sunt 7 biserici ortodoxe și totdeauna când sunt invitat, particip în calitate de oficialitate, de reprezentant al guvernului în teritoriu, pentru că nu poți să faci discriminări, nu poți să faci deosebiri. Și acum, în urmă cu câteva săptămâni, am fost la o sfințenie, cum procedează dânsii la Popteleac, unde a venit și episcopul Sălajului, și când l-am primit, cred că a fost a treia sau a patra oră când l-am întâlnit în comuna Gârbou, parcă de când sunt eu la conducerea comunii din 2003, se fac mai multe sfințenii ca și până acolo, și este un lucru cert și real, și dacă aprofundăm Sfânta Scriptură, este real. Și nu m-am opus niciodată să nu mă duc la această întâlnire și prin discursul meu pe care l-am avut am spus, printre altele, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și s-au uitat foarte atent la mine, nu că nu cunoștea că sunt pocăit, și văzând că se uită atât de atent și de concentrat, am completat cu viață veșnică. Deci, bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți cu viață veșnică. Se ruga fratele Nelu Tecar de la Dej și s-a rugat numai pentru autoritățile de județul Cluj. Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze,
Trebuie să ne rugăm, dragi frați și surori și prieteni, pentru autoritățile din întreaga țară, din întreaga lume. Pentru că așa ne îndeamnă Sfânta Scriptură. Și am să dau citire la câteva versete. Vă îndemn, dar înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru împărați și pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită cu toată evlavia și cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Pentru că, căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Nimic, nu mai există niciun intermediar între Dumnezeu și oameni decât omul Iisus Hristos, așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu, care este însuflat de Dumnezeu această carte minunată. Când m-am întors la Dumnezeu, am fost scuipat, vă spun foarte scurt, în două, trei cuvinte. Am primit o palmă de la preotul din sat cu care eram prieten, dar bunul Dumnezeu să-l binecuvinteze. Niciodată nu l-am întrebat de ce și pentru ce. La alegerile din 2004 mi-a făcut campanie electorală, în 2008 campanie electorală, în 2012 campanie electorală, în 2000 nu putea că era unul dintre contracandidații mei, era finul dânsului, dar mulțumesc lui Dumnezeu pentru că mi-a schimbat mersul vieții. Îi mulțumesc lui Dumnezeu și nu am cuvinte uneori să îi mulțumesc pentru binele pe care îl face în viața unui om când schimbă viața. Cum merg lucrurile în familie, cum merg lucrurile în societate când poți să iei decizii înțelepte, decizii însuflate de la Dumnezeu. Pentru că avem nevoie de Dumnezeu toți și aș dori ca toți din satul Căprioara să vină la cunoștința adevărului. Este cel mai important și cel mai bun loc din satul Căprioara, acest loc. Și nu intru în amănunte ca să spunem din Sfânta Scriptură tot ceea ce spune Dumnezeu. Pentru că El, așa ne învață Sfânta Scriptură la Faptele Apostolilor, capitolul 17, cu versetul 28, 29, 30 și am să dau citire și cu asta închei și mă rog ca Bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Astfel da, fiindcă suntem din neam de Dumnezeu, pentru că noi care am încheiat legământ cu Dumnezeu suntem copiii lui Dumnezeu, nu trebuie să crede că Dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite cu meșteșugirea și iscusința omului. Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință și ne dă o poruncă. Poruncește acum, deci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Deci este o poruncă dată de Dumnezeu, pentru ca toți oamenii din lumea aceasta să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat din morți. Bunul Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să ne dea putere după ce mergem acasă, fiecare să citim această carte minunată, care este cea mai prețioasă carte de pe pământul acesta, pentru că este însuflată de Dumnezeu. Și ne învață ce să facem, pentru că la sfârșitul călătoriei de pe acest pământ să primim premiul veșniciei și mântuirea pe care o dă Dumnezeu în dar fiecăruia care îl caută. Amin. Amin. Bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze. Stimată biserică, cu ocazia acestei sărbători doresc să citesc un singur verset din rugăciunea de consacrare a lui Solomon rostită după terminarea templului. S-a fost scris în capitolul 6, 2 Cronici, versetul 41. Acum, Doamne Dumnezeule, scoală-te, vino la locul tău de odihnă, tu și chivotul mărăției tale, preoții tăi, Doamne Dumnezeule, să fie îmbrăcați cu mântuirea și prea iubiți
tăi să se bucure de fericire. Amin. Am citit din această carte a cronicilor, care ne amintește despre lucrarea lui Dumnezeu cu poporul său, și este vorba în principal de templu. Dacă în prima carte a cronicilor centrul se pune pe legământ, a doua carte a cronicilor, în centrul mesajului, în centrul cărții, stă templu. Templul din limba ebraică înseamnă ohel moed sau cortul întâlnirii. A avut loc în evoluția relațiilor dintre Dumnezeu și om și o evoluție în ce privește edificiile, în ce privește locașul de întâlnire a lui Dumnezeu cu poporul. Primul templu construit de către Solomon a fost pe muntele Moria, într-o parte a lanțului muntos, unde este așezat orașul sfânt Ierusalim. De ce este importantă învățătura despre templu pentru Biserica lui Hristos? Pentru că aici, la muntele Moria, Dumnezeu l-a determinat odinioară pe Avram să îl ducă pe fiul său, singurul său fiu, Isaac, să-l aducă de jertfă. În situația lui Isaac a intervenit Dumnezeu și jertfa nu a fost adusă. Tot aici, în această locație, are loc prezența Fiului Dumnezeu, care este adus ca jertfă pentru păcatele întregii omeniri, și la acest proces n-a intervenit Dumnezeu, cu toate că El se ruga, așa cum ne anunță psalmul profetic cu numărul 22, Dumnezeule, Dumnezeule, pentru ce m-ai părăsit și pentru ce nu mi-asculți cererile și rugăciunile? Prin urmare, templul pentru Biserica lui Hristos are o foarte mare importanță, deoarece ne ajută să înțelegem modul în care Dumnezeu a lucrat cu poporul său și modul în care apoi de la templul ca edificiu are loc un transfer la templul spiritual. Dacă templul zidit de Solomon a fost distrus în anul 586 de către Nebucadnezar, după o perioadă foarte lungă, de peste 70 de ani, ajunge să fie rezidit un nou templu prin conducătorul Zorobabil și apoi prin Ezra, în al doilea val de reîmpatriere, de întoarcere a evreilor în orașul sfânt Ierusalim, are loc o rugăciune rostită de către Hagai, care spune, printre altele, că frumusețea acestui templu din urmă va întrece pe cea din pe cel a templului din tâi, și se pune întrebarea, după ce asistăm la faptul că în anul 70, templul modernizat de către împăratul Irod este distrus de către cetele romane, se pune întrebarea legitimă, are loc această slavă mai mare și această splendoare mai mare în templul de-al doilea decât în templul din tâi? Și răspunsul la această întrebare ne-l dă atât profetul Malache, cât și Zaharia, care anunță că vine vremea când solul Domnului, adică Ioan Botezătorul, va pregăti calea ca să intre în templul său Domnul, solul acesta despre care Isaia vorbește de odrazlă, adică Domnul nostru Iisus Hristos. Și pe parcurs, deci, asistăm la un transfer de la a vorbi de un templu ca edificiu la un templu spiritual pe care Domnul nostru Iisus Hristos, prin actul morții și învierii sale, îl construiește și astăzi, și tot mai multe pietre vii vin ca să fie zidite în acest templu. Importanța, deci, acestei noțiuni de templu rezidă în faptul că noi cu toții facem parte din acest edificiu spiritual. Și
Constatăm că frumusețea celui de-al doilea templu nu rezidă în sculpturile, în pietrele prețioase și în aurul venit din Parvaim, ci el este dăltuit în rănile și suferințele Domnului nostru Iisus Hristos. Cu toții, dar, cei care ați venit la Hristos, cu toți care ați ascultat mesajul Evangheliei, ați fost transformați prin nașterea din nou în aceste pietre vii care au în construcția și în edificiul ei pe Domnul nostru Iisus Hristos, care este capul bisericii și care el însuși este templul împreună cu corpul său, cu biserica sa. Dumnezeu dar să binecuvânteze această localitate cu a răspunde chemării pe care Dumnezeu ne-o face, ca toți acei care nu-L cunosc pe Dumnezeu prin intermediul bisericii sale să ajungă să-L cunoască și să vină la mântuire. Rămân la aceste cuvinte, deoarece timpul ne presează și sunt frați care trebuie să vorbească, sigur, cu invitații mai speciale. Doresc ca Dumnezeu să rămână cu noi în călătoria vieții noastre până când vom ajunge la finalul lucrării noastre și vom ajunge să ascultăm chemarea Domnului care va suna: veniți voi toți binecuvântați Tatălui meu de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită încă înainte de întemeierea lumii. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe voi, să binecuvinteze comuna aceasta și țara noastră cu pace, ca noi să putem beneficia tocmai de ceea ce spunea Domnul: și voi da pace în locul acesta, spunând profetul Hagai. Dumnezeu să fie cu voi cu toți. Amin. Thank you.
așa ai vrut tu. Cumpă viața asta ca s-o petreci nepăsător. E mult prea scumpă orice clipă s-o lași să treacă fără spor. E mult prea scumpă orice clipă s-o lași să treacă fără spor. E mult prea scump cuvântul vieții să poți uita și-un ceas măcar. E mult prea scumpă rugăciunea să-i poți nesocoti vreun har. E mult prea scumpă adunarea să nu faci totul pentru ea. E mult prea scumpă îmbrățișarea să-ți pară vreo iertare grea. Voi citi câteva versete din rugăciunea pe care a făcut-o omului Dumnezeu Solomon și de asemenea răspunsul care a venit din partea lui Dumnezeu în urma acestei rugăciuni. În capitolul 6 din 2 Cronici și capitolul 7 de la pagina 455. Solomon s-a așezat înaintea altarului Domnului în fața întregii adunări a lui Israel și a întins mâinile.
Doamne Dumnezeului Israel, nu este Dumnezeu ca Tine în ceruri și pe pământ. Tu ții legământul și îndurarea Ta față de robii Tăi, care umblă înaintea Ta cu toată inima lor. Dar ce să locuiască Dumnezeu cu adevărat împreună cu omul pe pământ? Iată că cerurile și cerurile cerurilor nu Te pot cuprinde, cu cât mai puțin această casă pe care am zidit-o eu. Totuși, Doamne, Dumnezeul meu, ia minte la rugăciunea robului Tău și la cererea lui. Ascultă strigătul și rugăciunea pe care ți-o face robul Tău. Ochii Tăi să fie zi și noapte deschiși peste casa aceasta și peste locul despre care ai zis că acolo va fi numele Tău. Ascultă rugăciunea pe care o face robul Tău în locul acesta. Ascultă cererile robului Tău și ale poporului Tău Israel când se vor ruga în locul acesta. Ascultă din locul locuinței Tale și din ceruri ascultă și iartă. Și capitolul 7, începând cu versetul 11, 14, 15, 16 și 17. Când a isprăvit Solomon casa Domnului și casa împăratului și a izbutit în tot ce-și pusese de gând să facă în casa Domnului și în casa împăratului, Domnul s-a arătat lui Solomon noaptea și a zis: îți ascult rugăciunea și aleg locul acesta drept casa unde va trebui să mi se aducă jertfe. Dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și îi voi tămădui țara. Ochii mei vor fi deschiși de acum și urechile mele vor fi cu alarminte la rugăciunea făcută în locul acesta. Acum aleg și sfințesc casa aceasta, pentru ca numele meu să locuiască în ea pe vecie și voi avea totdeauna ochii și inima mea acolo. Și tu, dacă vei umbla înaintea mea, cum a umblat tatăl tău David, făcând tot ce ți-am poruncit, și dacă vei păzi poruncile, legile și poruncile mele, voi întări scaunul de domnie al împărăției Tale. Amin. Amin. Iubiți frați, iubiți consăteni, sunt foarte emoționat pentru acest moment, gândindu-mă la începutul acestei lucrări în localitatea Căprioara. Așa cum l-ați cunoscut cu toții pe fratele Pop Nicolae, care a fost pastor în Biserica de pe Carpați, pastor județean, om care a fost dintre dumneavoastră, om care a avut inima legată de localitatea aceasta, om care a dorit mântuirea și salvarea întregii localități, a tuturor oamenilor care locuiesc în această localitate. În vara anului 1992, am fost chemat de dânsul și mi-a spus următoarele cuvinte: frate Ghiță, am pe inimă ca localitatea Căprioara să se facă o casă de rugăciune, unde oamenii să meargă să asculte cuvântul lui Dumnezeu, unde oamenii să se roage lui Dumnezeu și astfel cuvântul lui Dumnezeu să transforme viețile lor. Dar te rog în numele Domnului Iisus, mi-a spus fratele Pop, ocupă-te tu de această problemă. Eu sunt în vârstă, era și bolnav și cred că lucrarea aceasta se va face. Vă spun că acele cuvinte pe care mi le-a spus pentru mine au fost da și amin. Lucru care m-a mișcat profund
Și am înțeles că am o misiune nu din partea unui om, ci din partea lui Dumnezeu. Am căutat soluții cum să deschidem o casă de rugăciune. Dar a venit o zi, începutul lunii octombrie 92, când stând de vorbă cu rudenii de ale mele, familia mic, frații mic, ne pare rău că fratele Șandor este bolnav și n-a putut fi prezent în locul acesta, plecând de la ei de acasă spre casa părintească, la numărul 56 a ieșit doamna Mihailă, am început o discuție, o conversație cu dânsa, s-a plâns că vine iarna, că nu are lemne și atunci Duhul Domnului mi-a vorbit și am spus cuvintele. Doamna Mihailă, dă-ne nouă casa aceasta unde locuiești dumneata, ne vom îngriji noi ca să stai împreună cu noi în această casă toată iarna aceasta, nu vei duce lipsă de nimic, toate aceste probleme se vor rezolva și noi aici vom deschide o casă de rugăciune. M-a privit cu uimire și mi-a spus, cum în casa mea să deschideți o casă de rugăciune? Știți cu toții că dânsa nu a fost din Biserica Pentecostală, a făcut parte din Biserica Ortodoxă și am spus, da, în casa dumitale vrem să deschidem o casă de rugăciune. A stat puțin pe gânduri și a spus, uite, miercuri, eu vin la Cluj să mă întâlnesc cu băiatul meu, te rog frumos să vii și tu. A mers, am discutat și am semnat precontractul de vânzare-cumpărare. Iubiți consăteni, iubiți frați, aceasta este lucrarea lui Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu vrea să se facă o lucrare, se face. Dumnezeu schimbă inimile oamenilor, Dumnezeu schimbă mințile oamenilor și Dumnezeu își pune în aplicare planul. După întâlnirea cu doamna Mihailă, peste două săptămâni, fratele Pop Nicolae a venit și a deschis biserica. Cred că și fratele Lazar Horon a fost, dacă mi-aduc bine aminte. A fost și fratele Crișan și în locul acela au venit multe suflete care l-au primit pe Domnul Hristos în inima lor ca Domn și Mântuitor personal. Am făcut într-o zi o numărătoare a celor care l-au primit pe Hristos din localitatea aceasta. Au fost peste 30 în decurs de 20 de ani. Localitatea este mică, știm cu toții, dar Dumnezeu este Cel care lucrează, amin. Cu da și amin. Pentru că Dumnezeu nu dorește moartea păcătosului, ci dorește ca El să se întoarcă, să-L primească pe Domnul Iisus. Pentru că nu s-a dat un alt nume nici în ceruri, nici pe pământ, prin care oamenii să primească mântuirea. Unul singur, și acesta este numele scump al Domnului nostru Iisus Hristos. În urmă cu 2 ani, când s-au împlinit 20 de ani, Duhul lui Dumnezeu a cercetat ființa mea, ființa fraților, și am înțeles că casa de rugăciune unde noi am funcționat trebuie să se încheie slujba în acea casă, căci Dumnezeu dorește să se facă o altă casă. Nici nu mi-am deschis bine gura, pentru că a venit sora Nicuța și a spus, eu vreau să donez acest teren pentru această casă de rugăciune. Cu ajutorul lui Dumnezeu, în 2 ani de zile, am reușit să ridicăm această casă și eu cred că Dumnezeu a făcut casa aceasta. Nu a făcut un om, ci Dumnezeu a făcut casa aceasta.
Pentru că o casă de rugăciune nu poate să-L cuprindă pe Dumnezeu. Așa am citit din cuvântul lui Dumnezeu. Pământul întreg nu poate să-L cuprindă pe Dumnezeu. Dar este locul unde oamenii pot să vină, unde oamenii pot să se roage, unde oamenii pot să aducă mulțumiri ca jertfă înaintea lui Dumnezeu, pentru că astfel de jertfe dorește Dumnezeu, ca noi să aducem mulțumiri ca jertfă înaintea lui Dumnezeu și doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. În locul acesta, cuvântul lui Dumnezeu spune, dacă un om, dacă tot poporul tău Israel va face rugăciuni și cereri și fiecare își va cunoaște rana și durerea și va întinde mâinile spre casa aceasta, ascultă-l din ceruri, din locul locuinței tale și iartă-l. Răsplătește fiecăruia după căile lui, tu care cunoști inima fiecăruia, căci numai tu cunoști inima copiilor oamenilor. Când străinul care nu este din poporul Israel va veni dintr-o țară depărtată din pricina numelui tău, celui mare, din pricina mâinii tale celei tari și din pricina brațului tău întins, când va veni să se roage în casa aceasta, ascultă-l din ceruri, din locul locuinței tale și dă străinului aceluia tot ce-ți va cere, pentru ca toate poporile pământului să cunoască numele tău, să se teamă de tine ca poporul tău Israel și să știe că numele tău este chemat peste casa aceasta pe care am zidit-o. Dumnezeu are în vedere pe cei din poporul său și Dumnezeu are în vedere și pe străinii poporului său. Dumnezeu vrea ca în locul acesta să se adune frații, Dumnezeu vrea ca în locul acesta să vină toți oamenii din această cetate și din alte cetăți, pentru că este locul unde este prezent Dumnezeu. Amin. Și Dumnezeu ne-a promis prin cuvântul Său că ori de câte ori doi sau trei se vor învoi pe pământ să ceară un lucru de la Dumnezeu, Dumnezeu este Cel care ascultă. Credem că și Dumnezeu este Cel care va binecuvânta locul acesta, Dumnezeu va binecuvânta cetatea aceasta și orice om care are neliniște, care are durere în inimă, poate să primească mângâiere de la Cel care este pace, bucurie. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Amin. Amin. Era o dimineață liniștită când soarele își lăsa încet căldura peste natura încă adormită. Într-o pădure, mai la vale, jos, pădure cu deșișuri, dar și cu munți stâncoși, stăteau de vorbă trei stejari sfătoși. Eu, zise unul mai folos, fiindcă am trunchiul sănătos, palat aș vrea să fiu când el, făuritorul, va îngădui în viața mea toporul și oricine pragul va păși, odihnă, pace va găsi. Știi, frate, ce-i drept, loc vântul cel mai înțelept, mie mi-ar place ca să fiu vapor peste oceane călător și toate visele deșarte să le împrăștie peste ape, dar știu că mi-ar fi mult mai bine să facă Domnul ce vrea din mine. Mai la o parte îngândurat stătea stejarul mai curbat. Dar tu, prietene, ce-ai vrea când va veni securea în viața ta? Eu, fraților, vă spun ce-i drept, nu mă consider înțelept și trunchiul meu mai curbat nu pot visa la un palat. Am vrut să fiu stejar la locul lui, să nu port umbra vieții nimănui, însă buruienile haine m-au prins în a lor vrajă și pe mine. Și în loc să cresc înalt și sănătos, sunt azi stejarul cel mai scorburos. În viața mea de vise nu e loc și cred că voi ajunge lemn de foc. Dar dacă ar fi să am vreun dor, aș vrea să fiu măcar indicator spre mântuirea tuturor. Trecur ani,
Pădurea s-a tăiat, stejar mai tineri locul le-au luat, iar visele ce ei atunci le făcură sunt pentru noi acum de învățătură. Din cel din tâi, care a vrut să fie marele palat, un grajd și o iesle s-au făcut unde Mesia s-a născut. Din cel ce a vrut a fi vapor, peste oceane călător, o barcă mică s-a întrupat, de unde chiar Iisus Hristos a predicat. Din cel ce a vrut a fi indicator spre mântuirea tuturor, o cruce mare s-a înălțat, unde Iisus Hristos a fost crucificat. Și acum e întrebarea mea, ce vrei să ajungă viața ta? Palate și avere aici jos? Ori veșnicia cu Hristos? Visezi la ce-ai vrea tu? Ce crezi că-i bine? Ori lași pe Domnul să facă ce vrea din tine? De vrei să ai ce-i bun, ce-i mai frumos, indicatorul sfânt e crucea lui Hristos. Amin. Vă invităm să vă ridicați în picioare. Vrem să, cu smerenie, să facem această rugăciune cu toții, să invocăm prezența Duhului lui Dumnezeu peste viețile noastre, peste cuvântul care va fi vestit în continuare. Unde e Duhul, acolo e bucurie. Unde e Duhul, acolo e pace și har. Unde e Duhul, acolo e libertate. Vino în viețile noastre, azi, Duhul iar. Acesta este refrenul pe care vrem să-l cântați împreună cu noi. Unde e Duhul, acolo e bucurie. Unde e Duhul, acolo e pace și
pace și har. Unde e Duhul, acolo e libertate. Deschizând împreună Sfintele Scripturi, la Epistola către Evrei, din capitolul 3, să citim, să fim cu luarea minte la prezentarea Cuvântului Sfânt, de la versetul 1 până la versetul 8. Cuvântul Sfânt spune astfel: De aceea, frați sfinți, care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirile la apostolul și marele preot al mărturisirii noastre, adică Iisus, care a fost credincios celui ce l-a rânduit, cum și Moise a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu. Căci el a fost găsit vrednic să aibă o slavă cu atât mai mare decât a lui Moise, cu cât cel ce a zidit o casă are mai multă cinste decât casa însăși. Orice casă este zidită de cineva, dar cel ce a zidit toate lucrurile este Dumnezeu. Că despre Moise, el a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu ca slugă, ca să mărturisească despre lucrurile care aveau să fie vestite mai târziu. Dar Hristos este credincios ca fiu peste casa lui Dumnezeu, și casa lui suntem noi dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. De aceea, cum zice Duhul Sfânt, astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustiu. Amin. Vă invit să reocupați locul. Cu bucurie, în numele Domnului nostru Iisus Hristos, vă spun un bun venit la părtășia din această zi, la această lucrare de închinare, de dedicare a acestui lăcaș pentru slujbă înaintea lui Dumnezeu, prilej cu care sufletul nostru am vrea să fie înviorat de Duhul Sfânt și de Cuvântul Scripturilor și cu care prilej, în mod special, să fim determinați a privi spre ceea ce merită să fie privit. Nu vreau să fiu într-o notă discordantă față de gândurile care s-au prezentat până aici, și în general de ceea ce se spune cu asemenea prilejuri la asemenea evenimente. Dar, dincolo de tot ceea ce vedem și ne încântă ochiul, dincolo de tot ceea ce putem aprecia ca și execuție, finețe, bun gust, dincolo de toate, privirile noastre trebuie să fie ațintite spre cel care merită să fie model și de la care a venit gândul de a se face așa ceva și de la care a venit puterea ca să se edifice lăcașul acesta și care să rămână Domnul și aici ca și în fiecare inimă. Amin. Amin. Și acesta este Domnul Iisus Hristos. Dorința de închinare, gestul închinării, poate să fie o chestiune de ordin instinctual. Sunt oameni care sunt provocați într-o anumită împrejurare să acorde o atenție specială unui fapt.
dincolo de materia aceasta, acceptând că este ceva, și oamenii se închină, așa cum înțeleg. Nu vorbesc despre închinări absolut hazardante. În viața și în comportamentul unor oameni, ca să spun așa, cu carențe în ceea ce privește educația, se închină la un copac trăznit, la o rădăcină mai, da, în triburi, la orice li se pare mai ciudat, mai aparte, poate să devină obiect al închinării. Aș dori ca Duhul lui Dumnezeu să ne ajute să înțelegem că închinarea este o problemă de relație cu o persoană care poate să răspundă acelei relații. Și că închinarea, în asemenea împrejurări, este o problemă de revelație, de descoperire. Se amintea aici și era absolut normal să se amintească despre măreața construcție Templului Solomon, una dintre minunile lumii antice. Cu Templul lui Solomon a început închinarea? Nu. Eu cred că cu Templul lui Solomon a început, sau mai mult a luat contururi mult mai clare, instituționalizarea închinării. Ceea ce este o problemă. Mă gândesc chiar la începuturi că în multe împrejurări e necesar să ne întoarcem la punctul inițial, chiar și atunci când poate preocupați cu multe gânduri în mintea noastră, să facem multe, ne pornim spre un anumit loc și după ce am făcut pașii sau am parcurs distanța, zice, întreb, dar după ce m-am pornit, nu vi s-a întâmplat? Nu vi s-a întâmplat? Numai mie mi se întâmplă lucrurile ciudate? Nu. Te duci spre un loc în casă sau în curte sau, mă rog, unde... Știți care e problema atunci? Problema sau posibilitatea de rezolvare este să te întorci la momentul inițial, de unde ai pornit. Și deseori dilema se rezolvă, se limpezește, pentru că acolo dai de ceea ce te-a provocat, vezi neajunsul, nevoia și te duci apoi, exact așa, poate și rostind, mă duc după și ai rezolvat problema. O problemă de căpătâi pentru oameni a fost întotdeauna relația de familie, de exemplu. Și la un moment dat a venit la Domnul Iisus Hristos și au întrebat, este îngăduit bărbatului să-și lase nevasta pentru orice pricină? Care Domnul Iisus Hristos a spus, dar Moise, evrei erau cei care, Moise ce v-a spus cu privire la asta? Aha, Moise a fost și el de-al nostru, a avut și el problemele lui. El a îngăduit ca să dea o carte de despărțire și să o lase. La care Domnul Iisus Hristos n-a spus nici că-i bine, nici că-i rău, nu a spus că a greșit Moise, ci a spus altceva. Rezolvarea problemei acesteia sau atitudinea față de o astfel de problemă este o problemă a inimii. Și nu căutați la inima lui Moise și nu vă gândiți la inima celor mari, gândiți-vă la inima voastră. Și în această zi aici, la această slujbă de închinare înaintea lui Dumnezeu, în acest nou lăcaș, aș vrea să avem în vedere problemele în relație cu inima noastră și Dumnezeu. Din pricina, reiau ideea, Domnul Iisus Hristos a spus, din pricina împietririi inimii voastre, v-a dat Moise îngăduința, porunca aceasta, dar rezolvarea, limpezirea problemei, a dilemei, unde-i? La început. Dar de la început, Dumnezeu a făcut parte bărbătească, parte femeiască
a binecuvântat și concluzia, deci, ceea ce Dumnezeu a împreunat, a unit, omul să nu despartă. Am făcut digresiunea aceasta cu început, doar pentru a înțelege că și în problema închinării trebuie să ne ducem la început. Și care a fost începutul? Păi niciun altul decât părtășia aceea a primului om cu Dumnezeu. Fără sinagogă, fără templu, fără catedrale, fără o casă zidită, din contră, acolo, în ambianța cea binecuvântată a creației care nu fusese afectată de păcat, Scriptura în Cartea Genesei ne spune că omul avea părtășie cu Dumnezeu. Asta este problema. Întâlnirea cu Dumnezeu. Relația personală cu Dumnezeu. Unde te poți întâlni cu Dumnezeu? Întreb serios, unde te poți întâlni cu Dumnezeu? Oriunde, unde inima tânjește și îl cheamă și dorește Dumnezeu să prezintă. Un pas mai departe, păcatul a distrus relația dintre om și Dumnezeu, reamintesc puțin așa, omul a fost izgonit din rai, din Eden, și a trebuit să își creeze alte rosturi, o fugă. Se amintea aici despre Iacov și drumul lui de la Berșeba spre Haran. Fugă. Era o fugă. O fugă de responsabilitatea gestului său. Pentru că Iacov înșelase pe fratele său, pe Esau, și îl furase. Ghilimele necesare, că a fost acolo și un târg. Esau disprețuindu-și dreptul de întâi născut din care decurgea logic binecuvântarea pentru un blid de zamăru și etică din linte. Istoria este lungă, e frumoasă, citiți-o, cartea Genesis. Iacov a fugit, un fugar, și îmi permis să spun un fugar vinovat. Nu un fugar sfânt, un fugar care înșelase, un fugar care păcălise și pe bătrânul său tată care nu mai vedea, un fugar. Eu aș vrea să spun celor care nu mă cunosc, nu sunt un predicator comod. Și uneori verbul folosit e mai dur. Expresiile nu sunt de catifia. Totdeauna. Că nici bisturiul nu te-ai bucura să fie de catifia când trebuie să se facă o intervenție și care este pentru viață. Eu sunt operat de inimă pe cor deschis, 12 ani s-au împlinit pe data de 18 noiembrie, deși cele mai pozitive păreri ale medicilor nemți au fost pentru 10 ani, au trecut 12, dar nu aș fi fost bucuros să spună profesorul, știi, pentru că ești străin de noi sau pentru că ești, nu știu cum ești, o să folosesc așa un bisturiu așa blajin de catifia. Nu, aș fi vrut să fie cât mai ascuțit și a fost. Și cu o mână iscusită, binecuvântată de Dumnezeu. Revin. Când trebuie tăiat, trebuie tăiat. Și unde este tăiat să fie pus balsam. Amin. Și nu de catifia să fie șederea noastră ca dormim. Revin, fugarul acela, îi se pot pune multe în sarcină. Dar a fost o expresie în această zi aici, casa aceasta să fie plină de, vă amintiți expresia? Vă spun eu, e sfinți, oameni sfinți. Amin! Dar îmi permis să gândesc. Se îndeamnă să se gândească liber. Gândește liber. O reclamă? Gândește liber. Dar gândirea aceasta liberă poate să o ia uneori razna, rău de tot. Și de aceea eu am libertatea să gândesc, dar gândesc în niște termeni care trebuie să potrivească cuvântul lui Dumnezeu. Și gândind, m-am întrebat,
dacă se umple casa asta de sfinți, unde încap păcătoșii? Care păcătoși au nevoie de cuvântul lui Dumnezeu și au nevoie de relație cu Dumnezeu, de întâlnire cu Dumnezeu, unde încap? Fie casa aceasta plină de sfinți păcătoși iertați și să încapă și păcătoșii la adevărul lui Dumnezeu și la cunoștința mântuirii care stă în iertarea păcatelor. Așa spunea preotul Zaharia când și-a binecuvântat odrazla pe cel care avea să fie supra-numit Ioan Botezătorul. Și tu, fiule, ești rânduit între aceasta. Și printre altele a spus, și să dai poporului său, al lui Dumnezeu, cunoștința mântuirii care stă în iertarea păcatelor. Reiau idei. În pustiul Berșebei, fără nici măcar pernă sub cap, dar aminte o construcție ca și asta, sau mai modestă, sau mai fastoasă. Acolo Iacov s-a întâlnit cu Dumnezeu. Acolo Dumnezeu i-a vorbit și s-a amintit deja cuvântul acesta. Și a apărut deja un ceva în plus. Un ceva în plus. S-a luat o piatră, a pus-o în locul acesta, a turnat un de lemn pe ea și a spus El Betel, Dumnezeul Betelului, sau casă a lui Dumnezeu, Bet, casă, El, de la Dumnezeu, la Eloi. Și a rămas deja un reper, lucrurile încep să prindă alte contururi, chiar să se complice. Mergem un pas mai departe. Pe vremea când poporul Israel era în drumul spre țara Canaan, ieșind din robia egipteană. Exodul, capitolul 33. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Moise a văzut nevoia. Există o nevoie. Nu nevoia de confort material este ceea ce trebuie să primezi. Nu nevoia de slujitori mai înzestrați este ceea ce trebuie să se aibă în vedere. Și acestea sunt necesare la vremea lor și cu rostul lor. Moise a văzut altceva, că poporul acela în mare număr are nevoie de o întâlnire cu Dumnezeu. Și ne spune cuvântul sfânt, Exodul, capitolul 33, puteți să urmăriți și acum și mai cu seamă să rețineți și să se urmărească acasă. Versetul 7. Moise a luat cortul lui, cortul lui personal. Nu știu cum s-o fi descurcat cu familia, cu soția lui, cu Sefora. Îi ia acoperișul de deasupra capului și îl pune la dispoziția poporului și la dispoziția lui Dumnezeu. Asta înseamnă consacrare sau punere deoparte pentru Dumnezeu. Moise a luat cortul lui, l-a întins afară din tabără, la o depărtare oarecare, l-a numit cortul întâlnirii. Și toți cei ce întrebau pe Domnul se duceau la cortul întâlnirii care era afară din tabără. Și lucrurile se complică și mai mult. Pe lângă piatra din pustiul Berșebei, aici deja pare un ceremonial. Când se ducea Moise la cort, tot poporul se scula în picioare, se ridica. Fiecare stătea la ușa cortului său și urmărea cu ochii pe Moise până intra el în cort. Și când intra Moise în cort, stâlpul de nor se cobora și se oprea la ușa cortului și Domnul vorbea cu Moise. Tot poporul vedea stâlpul de nor oprindu-se la ușa cortului. Tot poporul se scula și se arunca cu fața la pământ în ușa, la ușa cortului lui. Domnul vorbea cu Moise față în față cum vorbește un om cu prietenul lui. Apoi Moise se întorcea în tabără și apare instituția slujitorilor. Dar Iosua, fiul lui Nun, era nelipsit, rămânea acolo în cort. Vedeți cum se complică lucrurile.
De aceea foarte mulți spun, ce e asta? Ce închină? E complicată și la noi, stați liniștiți, e prea complicată. Dar unii o socot prea simplă, dar nu sunt haine, dar nu sunt însemne, dar nu-i toiac, nu vreau să jignesc. Asta zice, încă noi, slavă Domnului, suntem vinișor. Așa, dar azi e casual, așa, și slujesc. E prea complicată și pe la noi. Dar cât de complicată este în altă parte. Ceremonialuri peste ceremonialuri, pe chiar și la cort. Chiar și la cort. Dar să luăm ceea ce este miere și nu pe linul. Moise a luat din ceea ce era lui. Și casa aceasta s-a făcut din ceea ce ați avut voi. Din ceea ce Dumnezeu v-a dat. Poate cu sacrificii. Și nu mă îndoiesc aici, sau Ghiță, numai tu ai făcut. Numai tu ai dat. Domnul a dat tot. Și cei care au dat, poate mult, 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 mult mai puțin. Dumnezeu este în măsură să binecuvinteze și să răsplătească. Îngăduiți-mă o paranteză de ordin personal. Și eu mă uit la aceasta. Dar mi s-a șoptit ceva și mă îngădui puțin. Când mi-am construit casa, în Dej, erau deja 5 copii, aveau să ajungă la 14 până la urmă și de aceea a trebuit în timp să mai reiau și să mai fac și unii zic, bă, ce casă are popa pocăiților? Dacă aș întreba, tu câți copii ai? Ar zice unul sau doi și toți stați într-o cameră, păi nu, că noi avem a noastră și fiecare a lui. Atunci calculați, vă rog, că ar trebui să am cel puțin 15, ar fi trebuit să am 15 dormitori acolo. Dar altceva vreau să spun. Era vremea aceea de criză, în 82, pâinea pe rație, au venit foarte mulți frați să mă ajute și am căutat să le asigur cel puțin hrană la amiază. Și pâinea era pe rație. Și cercam să descurcăm și să... Așa, și ajungea cam la limită, la limită. Într-o zi, de poartă s-a apropiat un personaj cunoscut pe stradă, un bătrânel care totdeauna era foarte bine dispus. Din nefericire, era pătimaș alcoolului. Când ajungea pe la noi, totdeauna deja se clătina. S-a oprit la poartă și mi-a pus ziarul în poartă, că erau atunci abonamentele obligatorii la ziarul vremii. Și mi-a făcut cu mâna de acolo, de la poartă și a zis, îl duc. Și am coborât de pe casă și m-am dus la el. Și a zis, domnule, eu văd că dumneata ai mulți oameni aici la lucru și Franzela e la rație. Eu o cunosc bine pe vânzătoarea de la pâine și întotdeauna îmi dă pe lângă ceea ce îmi trebuie și nu decât cu nevastă, ne ajută și ne trece. Îmi dă o franzelă în plus. Și m-am gândit că dumneata ai atâta nevoie în fiecare zi de aici înainte. Eu îți voi aduce o franzelă. Bătrânul acela nu s-a pocăit niciodată. A trăit o viață grea, dar când mă uit și când mă bucur de ceea ce Dumnezeu mi-a dat ca odihnă în casă, nu uit să-mi amintesc de franzela pe care acel bătrân o aducea pentru ca să fie pentru hrană celor care muncesc. I-ați îndreptat un gând bun spre casa asta, Dumnezeu nu uită să răsplătească. Dacă mai departe veți contribui cu ce veți putea pentru întreținerea acestei, ar fi păcat să întreține. Dumnezeu știe să răsplătească. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Am ajuns la templul lui Solomon, s-a vorbit aici, nu intru în detalii, că Doamne câte ar mai fi acolo, ceremonialuri, jertfe, preoți, pe ginte, pe familii, pe
ce te extraordinar, complicat de tot. Apoi arhitectura, minune. A stârnit interesul pe lângă înțelepciunea pe care Dumnezeu dăduse lui Solomon și se dusese vestea, a stârnit interesul până și a unei împărătese de faimă, de departe, din Sheba, care a venit să vadă minunile, slujitori, bogățiile și înțelepciunea lui Solomon. A rămas ca și un reper la care evreii se raportează până și în vremea aceasta și reașezarea lui Israel care se va face, se consideră că trebuie să aibă legătură și templul refăcut al lui Solomon. L-a refăcut Irod, dar acum zice-se că toate sunt pregătite, până și hainele preoților, numai să se dea semnalul. Și atunci iminența revenirea Domnului Iisus Hristos va fi clară. Templul acesta complicat. Ieremia vine la un moment dat și strigă evreilor, provocându-i așa cum aș dori ca acest mesaj să ajungă la mintea și la duhul multora care prețuiesc mai mult o construcție decât relația cu Dumnezeu, care pun în primul rând casa și casa te sfințește și locul acela sfânt creează altceva. E amarnică înșelare. Ieremia, capitolul 7, cuvântul sfânt spune cât se poate de clar și nu catifelat. Iată cuvântul vorbit lui Ieremia din partea Domnului. Șez la poarta casei Domnului, vestește acolo cuvântul acesta și spune: ascultați cuvântul Domnului, toți bărbații lui Iuda care intrați pe aceste porți ca să vă închinați înaintea Domnului. Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel. Îndreptați-vă căile și faptele și vă voi lăsa să locuiți în casa aceasta. Nu vă hrăniți cu nădejde înșelătoare zicând: acesta este templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului. Căci numai dacă vă veți îndrepta căile și faptele, dacă veți înfăptui dreptatea unii față de alții, dacă nu veți asupri pe străin, pe orfan și pe văduvă, dacă nu veți vărsa sânge nevinovat în locul acesta și dacă nu veți merge după alți dumnezei spre nenorocirea voastră, numai așa vă voi lăsa să locuiți în locul acesta, în țara pe care am dat-o părinților voștri din veșnicie în veșnicie. Este cuvântul lui Dumnezeu. A fost folositor cortul lui Moise? Da, a fost folositor. S-a făcut apoi un cort mult mai dotat, numit cortul întâlnirii, consacrat pentru această lucrare, cu de toate și cu poveri de cărat. S-a ajuns la templul lui Solomon și după orientarea creștină, la alte și alte edificii. E rău? Nu e rău. E nevoie, dar să nu uităm. Nu relația cu construcția ne mântuiește, ci relația cu Dumnezeu. Relația cu Dumnezeu și relația cu semenii noștri în perimetrul viziunii lui Dumnezeu. Înțelegând cum trebuie să ne raportăm la cei nenorociți, la cei săraci, la cei din afara neamului nostru sau a credinței noastre, a confesiunii noastre. Mi-a plăcut că fratele Ghiță a citit cuvântul din acea rugăciune pe care Solomon a făcut-o la sfințirea templului. S-a rugat Moise pentru toate și pentru neamul evreiesc și pentru toate, dar n-a uitat pe străini. Și a zis, trebuie convertit străinul ca să ne rugăm. A spus, adu-ți aminte și de străinul acela, care va veni din pricina numelui tău. Ascultă-l și dă-i ce-și cere. Slăvit să fie Dumnezeu. Amin. Îngăduiți-mi, nu fac politică, dar am un prea plin al inimii și mă bucur că am așteptat de mult așa ceva. Ca și mulți dintre dumneavoastră, am prins celălalt regim
care s-a încheiat în 89. Și apoi au venit câțiva președinți în democrația asta noastră, originală, fragilă, nu știu mai cum este. Ceea ce m-a bucurat enorm zilele trecute e să citesc că printre primele cuvinte adresate de domnul Klaus Iohannis, președintele ales al României, a fost îndemn la rugăciune și model de rugăciune. În contextul amintit de altfel aici, a acelei tragedii aviatice, care și-au pierdut viața 8 militari și 2 militari, 2 oameni, 2 persoane, nu s-a menționat credința lor, orientarea religioasă sau de liber cugetător. Și președintele ales a spus: mă rog pentru însănătoșirea grabnică a răniților și vă îndemn să ne rugăm și să fim alături de ei cu gândul bun. Așa a citit și mie. Primul președinte care a spus, mă rog, n-a zis că s-a rugat mama, tata sau că, după cum adresă unul, că și el a fost botezat, nu știu când, dar a ajuns după aceea pe la Kremlin. A spus, mă rog și vă îndemn să vă rugați. Și mă bucur de asemenea că s-a amintit cuvântul din 1 Timotei, capitolul 2, cu versetul 1. Faceți rugăciuni și cereri cu mulțumiri pentru? Pentru toți oamenii! Pentru toți oamenii! Și Biserica Pentecostală se roagă pentru oameni care sunt în necaz. Au venit bilete la biserică, la amvonul bisericii și unii s-au prezentat. Sunt o persoană de religie, religia e creștină, dar mă rog, oamenii fac confuzie, chiar și unii care pretind că e credință ortodoxă, catolică. Ne rugăm împreună cu baptiștii, ne rugăm împreună cu ostașii Domnului, ne rugăm împreună cu adventiști, ne rugăm împreună cu catolici, cu reformați, ne rugăm cu și pentru toți oamenii, că asta e voia lui Dumnezeu. Și îi pomenim în biserică și nu trebuie să se facă întâi penticostal ca să-i pomenim. Doamne, ajută-ne să înțelegem ce înseamnă relație. Relație. Ne bucurăm că lucrurile n-au rămas numai la templul de la Ierusalim, ci cuvântul Domnului ne spune altceva. Întâi Corinteni, epistola 1 al Pavel către Corinteni, capitolul 2, versetul 2. Căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus și pe El răstignit. Și continuă același apostol binecuvântat în a doua epistolă către Corinteni, în capitolul 5, cu versetul 17, unde spune astfel: dacă este cineva în Hristos, nu în pustia Berșebei, nu în cortul întâlnirii, nu în templu, nu în catedrală, nu în o casă obișnuită. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Amin? Amin. Asta este a fi în Hristos, o făptură nouă. Și apoi cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre trupul lui Hristos spiritual, care este biserica, biserica întâilor născuți, cum se spune. Voi v-ați apropiat nu de un munte în flăcări, nici măcar de alte repere, ci voi v-ați apropiat de adunarea în sărbătoarea sfinților și în final de Hristos, garantul legământului celui nou. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Amin. Și știți cum se vor sfârși toate lucrurile? În ceea ce privește și actul și locul închinării. În Apocalipsa, în capitolul 21, cuvântul Domnului ne prezintă, prin cele spuse de apostolul Ioan, exilat în insula Patmos, dar care a avut viziuni dumnezeiești cu privire la lucrurile care se vor petrece și la finalul lor. Versetul 22 al capitolului 21. În cetate, a văzut și cetate cel binecuvântat. În cetate,
n-am văzut nici un templu. În cetate n-am văzut nici un templu. Pentru că Domnul Dumnezeul cel Atotputernic, ca și mielul, Hristos Iisus, binecuvântat fie numele Său, sunt templul ei. Ce frumos că se închide cercul. Pornind de la părtășia aceea din Eden, unde omul a fost în relație personală cu Creatorul, cu Dumnezeu, parcurgând apoi etape succesive arătate și mai complicate poate și în alte religii, data aceasta corect spus, se va încheia în templul Tată și Fiu. Se înțeleg? Atunci de ce să mai facem aici case și biserici? Și de ce? Pentru ca să avem unde să ne adunăm. Și voi când vă adunați și sunteți împreună, dacă unul are o cântare, dacă unul are un cuvânt de învățătură, dacă unul are o vorbire în altă limbă, dacă unul are o prorocie, toate să se facă spre zidire, cu rânduială. Pentru că într-un spațiu poți să urmărești și rânduiala și disciplina, așa cum cuvântul lui Dumnezeu o cere. Să revenim la cuvântul din Evrei. Nu l-am uitat de unde am pornit și nici l-am citit numai ca să fie citit. Am și amintit deja, dorința și imperativul este să ne ațintim privirile la Domnul Iisus Hristos. Adică la apostolul, adică trimisul, că asta înseamnă apostol, un trimis, unul care duce o veste, la cel care a venit de la Tatăl și ne-a adus nu numai vestea că Dumnezeu ne iubește și vrea să fim salvați, ci este și cel care pune în practică acest lucru, mântuindu-ne prin credința în jertfa sa, binecuvântat fie numele Lui. Să ne ațintim privirile la apostolul și marele preot al mărturisirii noastre, adică la Iisus. Fie ca în acest lăcaș de închinare să fie totdeauna un loc de rugăciune și casa Tatălui meu, a spus Domnul Iisus Hristos, se va numi o casă de rugăciune. Să fie un loc unde să-și găsească cei trudiți spiritual, nu cei care nu mai pot pică de somn după ce au arat, după ce au strâns, după ce asta, decât să doarmă aici. Îi sfătuiesc serios și sincer să doarmă acasă. Dar dacă este cineva obosit și trudit spiritual, să vină aici și să găsească în părtășia rugăciunii și în cuvântul lui Dumnezeu, în promisiunile lui Dumnezeu, care sunt da în Hristos și la aceasta noi zicem amin, așa să fie, să-și găsească liniștea și pacea spirituală și împăcarea cu Dumnezeu. Și aici se face o comparație între Moise și Domnul Iisus Hristos. Zice că Domnul Iisus a fost credincios celui ce l-a rânduit, adică lui Dumnezeu, cum și Moise, liderul incontestabil al evreilor, cum și Moise a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu. Și apoi se face o prezentare că a fost găsit vrednic să aibă o slavă, Domnul Iisus Hristos a fost găsit vrednic să aibă o slavă cu atât mai mare decât a lui Moise, cu cât cel care a zidit o casă are mai multă cinste decât casa însăși, căci nu casa v-a făcut pe dumneavoastră, ci voi ați făcut casa aceasta. Orice casă este zidită de cineva, dar cel ce a zidit toate lucrurile este Dumnezeu. Și cel care va da toate resursele a fost Dumnezeu. Cât despre Moise, el a fost credincios în toată casa lui Dumnezeu ca slugă. Dacă ați făcut, erați datori să faceți.
Dacă am făcut, trebuia să facem, că nu suntem altceva decât robi netrebnici dacă am făcut tot ceea ce mi se cerea. Slugi? Unde? În casă. Unii încearcă să se prezinte ca și stăpânitori peste. Suntem chemați să slujim în casă, nu peste casă. Cel care stăpânește peste casă este Hristos. Dar Hristos este credincios ca fiu peste. Și imaginea este de amploare. În apare limitarea, rânduielile, subordonarea. Dar când este vorba de peste, este deschidere nelimitată și aceasta este atribuția Domnului Iisus Hristos. El rămâne credincios Tatălui peste casa lui Dumnezeu. Care? Aia de la Ierusalim? Aia de la Patriarhie? Aia de la, știu eu ce, Catedrală Pentecostală, nu vreau să provoc concurența? Sau asta din Căprioară? Zice, casa aceasta suntem noi. Casa asta, într-un anumit fel, sunteți voi. S-a menționat aici, nu vreau să cad în derizor și în banal, despre vis. A fost extraordinar de bine menționat. Dar ceea ce e aici reprezintă visul vostru. Casa aceasta, construcția aceasta, sunteți voi. Când te duci la poarta unui om, dacă n-are nici poartă la drum, îți dai seama ce gospodar e. Dacă în curte toate zbraiște și dacă mai intri în casă și atunci încearcă netezească să așeze, scuzați, n-am știut că veniți, aș fi... Păi, dar nu te aștepta să vină cineva ca să faci curățenie sau ordine. Fă înainte, aici ai simțul de gospodar. Am auzit situații de natura aceasta, zice, am fost la cutare, da, zice, acolo într-adevăr se merită să duci. Doamne, ce mai, ești de copii dezbrăcat, iertați, mucoș, zice, ne spălați, Doamne, nu mai știai care-i vasul de, care-i ăsta, care-i perna, care-i ăsta, nici. Și am spus, nu, acolo nu trebuie să duceți. Acolo trebuie să duceți săpun dacă nu este. Și întâi să fie învățat să se spele. Ce merită să te duci, că atât azi de spălat, ne spălat și de... Nu, 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 acolo nu duce lucruri, te duce săpun și învață că apa se folosește și la spălat. Și după aceea, dacă e nevoie, apoi ajută și calm din perimbeți leneși. Da? Ok. Casa asta sunteți voi. Gustul bun. Am construit și îmi place să apreciez. Când m-am dus la o construcție de interes național. Când m-am dus, m-am așezat așa la colț și m-am uitat de sus și până jos și am spus, ce meserie așa a fost ăștia? Păi cum? Păi zic, este o ieșire, o deviere a zidului sus, de cel puțin 12-15 centimetri. Când s-a făcut verificarea, a fost 14 centimetri, într-o ochire. Și apoi aici, și apoi acolo, și a fost, oh, dar zice, nu mai putem, păi, dar zice, ați angajat oamenilor și plătim, și plătim noi. A, zice, se vede că tu construiești acum, atunci construim casa de rugăciune. Da, ca unul care construiesc, apreciez tot ce s-a făcut aici. Și mai mult decât am văzut, Dumnezeu va ști să prețuiesc. Casa asta sunteți voi. E oglinda voastră. Să o păstrați mai departe ca o oglinda voastră. Rânduieli, administrația, dar nu uitați. Vorbește despre altă casă. Zice, și casa aceasta suntem noi, este casa spirituală, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm, slăvit să fie Domnul. Adică acea casă zidită nu din pietre moarte,
nu din materiale fără suflare și fără simțire, că tencuiala nu simte, că BCA-ul sau nu știu ce alt element de construcție nu are sensibilitate. Casa aceasta suntem noi care simțim, casa aceasta trebuie să rămâneți voi, casa spirituală, păstrând încrederea nezguduită, care în credere că cel ce a început această bună lucrare o va sfârși. Slăvit să fie numele Domnului. Amin. În Psalmul 65 cu versetul 1 s-a scris: cu încredere vei fi lăudat, Doamne, în Sion, și împlinite vor fi promisiunile care ți-au fost făcute. La inaugurări, la consacrări, sunt promisiuni, o să vezi, o să facem, o să aducem și prieteni, o să ne implicăm, o să plătim și noi, o să... Și după aceea, nu vreau să spun ce se mai întâmplă uneori după aceea, să păstrați încrederea nezguduită că cel care a făcut promisiunile le împlinește și să nu uităm și noi promisiunile care le facem să le împlinim. Doamne, ajută-ne! Cel care se încrede în Domnul este ca muntele Sionului, care nu se clatină niciodată, ci rămâne întărit pentru vecie. Rămâneți tari! Fraților care veți sluji aici, rămâneți tari, chiar dacă nu știu de câte ori se va umple casa aceasta. Probabil la săptămâna de evangelizare care continuă, da? Se va umple, să dea și pe din afară. Dar vor fi și vremuri mai puțin faste, să nu vă pierdeți încrederea. Dacă trebuie să predicați Evanghelia la o singură persoană, predicați Evanghelia curată la o singură persoană. Dacă este nevoie să aduceți pe cineva care ar vrea să vină și n-are cu ce, cu mașina, și poate cu încălțăminte plină de noroi, nu suspina când ți se urcă în mașină. Lasă-te. Dar adă-l aici, ca să aibă și el părtășie cu Domnul și să se bucure părtășia cu ceilalți. Casa aceasta sunteți voi. Casa aceasta spirituală suntem noi. Trupul lui Hristos spiritual. Sunt credincioșii adunați în curgerea timpului a erei creștine. Și binecuvântată fie lucrarea care va continua mai departe. Și nădejdea care noi ne lăudăm. Care nădejde? Foarte interesant, în cuvântul lui Dumnezeu ni se spune că este o nădejde care ne-a fost dată și pe care trebuie să o cultivăm mai departe. În Romani, în capitolul 5, cu versetul 2, vorbind despre Dumnezeu, lui îi datorăm faptul că prin credință, și credința aceasta să genereze mai departe încrederea și încrederea să colucreze împreună cu credința, am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. În întâiul capitol al epistolei către Coloseni, cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește la fel în versetul 26 începând: vreau să zic, taina ținută ascunsă din veșnicii și în toate viacurile, dar descoperită acum sfinților lui, cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăția slavei tainei acestea între neamuri, și anume Hristos în voi, nădejdea slavei. Pe El îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea, ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus, slăvit să fie Domnul. Asta este misiunea bisericii. Aceasta este chemarea noastră. Frați sfinți, care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă voi înșivă
și determinați și pe alții să-și ațintească, să-și ațintească privirile înspre Domnul Iisus Hristos. Cu încredere să-L lăudăm pe Dumnezeu în Sion și să nu priviți ca un lucru de apucat și la îndemână, că aveți posibilitatea să intrați într-un lăcaș de închinare unde se cheamă numele Domnului. Cuvântul lui Dumnezeu, Psalmul 5, versetul 7, spunea David: dar eu prin îndurarea ta cea mare pot să intru în casa ta și să mă închin cu frică în templul tău cel sfânt. Când ne apropiem de Dumnezeu, când venim aici, nu părerile noastre, nu ambițiile noastre, nu știu eu ce altele ce ne aparțin, ci să ne închinăm cu frică în înaintea lui Dumnezeu, să-i slujim cu toată credincioșia, să umblăm înaintea lui într-o stare în care ne cheamă Dumnezeu, într-o sfințenie pe care o dă adevărul, și nădejdea noastră să fie ca o ancoră a sufletului nostru aruncată în ceruri, în Sfânta Sfintelor, la Dumnezeu. Închei. În templul de la Ierusalim, ca și la cortul întâlnirii, era un loc numit locul prea sfânt sau Sfânta Sfintelor. Acolo nu se putea intra decât numai preotul, marele preot, putea să intre și intra o dată pe an, după ce înainte aducea jertfă de sfințire personală, și se spune că avea cei clopoței legați la haină sau la genunchi pentru ca să se audă din afară, că n-avea voie să intre nimeni. Pentru că dacă intra preotul vinovat, murea. Când nu s-ar mai fi auzit clopoței, era tras afară cu o funie, că nimeni nu putea să intre acolo și să-l scoată. Cuvântul Domnului ne spune că prin jertfa Domnului Iisus Hristos, la care vă îndemnăm, la jertfa mântuitoare, la jertfa ispășitoare, la credința în sângele Domnului Iisus Hristos care spală păcatele, oricât de multe ar fi ele și orice natură. Sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Prin trupul lui s-a deschis drum slobod, liber, în Sfânta Sfintelor în ceruri. Acolo suntem așteptați. Acolo să binevoiască Dumnezeu să acorde har de trăire fiecarei persoane prin credință și nădejde, iubind și așteptând venirea Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin. Fie ca atunci când iubitul nostru Mântuitor se va întoarce, să ne găsească împreună. Amin. Există un risc atunci ca El, în calitate de suprem judecător, să facă o alegere și să pună oile la dreapta și caprele la stânga. Să spună celor de la dreapta: veniți, binecuvântații Tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită. Și celor de la stânga să le spună: plecați, blestemaților, în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. N-am dorit ca cineva care a fost prezent în dimineața aceasta aici să aibă parte de cel de-al doilea mesaj, ci tuturor celor ce am fost prezenți, și așa cum ni s-a spus, și alții pe care îi vom chema și îi vom îndemna să beneficieze de acea binecuvântată chemare pe care Mântuitorul o va adresa celor binecuvântați, de a intra în bucuria cea veșnică, în împărăția cea glorioasă a Dumnezeului nostru. Domnul să ne binecuvinteze. Amin. Mulțumim Domnului pentru această frumoasă dimineață și mulțumim Domnului pentru cei care s-au ostenit în lucrul acesta de până acum. Azi a fost sărbătoare, dar ca sărbătoarea aceasta să aibă loc, cineva a trebuit să toarne fundația, a trebuit să zidească și mulțumim fratelui Vasile Oanea, care nu este aici prezent, dar ne rugăm ca Domnul să-l binecuvinteze în lucrarea pe care o are de făcut și să-i răsplătească efortul pe care l-a depus. Mulțumim fratelui Pop Liviu
și fratelui Gabi, pentru că după ce s-a ridicat instalația, au așezat instalația care trebuia să ne facă lumină. Mulțumim de asemenea fraților noștri Mitică și Nelu Duma, la fel pentru celelalte instalații care trebuiau făcute și duse la îndeplinire. Un prieten bun, Sony, îl știm noi așa, un om modest, dar a lucrat mult la finisaje și la tot ceea ce trebuia completat spre final. Și de ce nu, în ultimul rând, trebuie să mulțumim și să ne rugăm ca Domnul să-l binecuvânteze pe fratele Ghiță Staniște. Este un om modest și nu pretinde, nu vrea, o fac peste acordul dumnealui, să-i răsplătească efortul, truda, drumurile, investiția firmei Gluchim. Salutăm și pe ceilalți membrii ai firmei Gluchim prezenți în dimineața aceasta aici și pe toți ceilalți care au pus o mână, așa, un gest, așa cum spunea fratele Romii, poate franzela aceea mică și nebăgată în seamă, surorilor care au pregătit câte o masă aici, autorităților locale care au eliberat avizele necesare și autorizația pentru construirea acestui local și pentru toate, că le uităm, n-am sculptat în piatră niciun ctitor, n-ați văzut vreun nume în construcția aceasta, dar am menționat și menționăm mai departe pe cei care s-au silit, mai văzut sau mai nevăzut, să pună umărul la treabă. Peste munca unora călcăm. Bună oară, uite, stăm la acest ambon, domnul Laioș este prezent aici, tot ce ține de lemnărie, stăm pe băncile care au fost făcute. Cineva a trebuit să lustruiască acest parchet pe care noi călcăm, Cine Marius, Marius Crișan l-a lustruit și noi călcăm pe el. Dar așa cum spuneam, în toate și pentru toate acestea aducem jertfa noastră de mulțumire și de recunoștință Domnului care o merită și care, așa cum s-a spus, ne-a dăruit resursele necesare, ne-a dăruit forța necesară, unora mai mult, altora mai puțin. Ne rugăm ca pe toți Domnul să ne binecuvinteze și tuturora să le răsplătească. Da, fratele Nelu Tecar, și cred că fiecare din cei prezenți au, cel puțin așa cum, nu știu cine este, fratele Rumi spunea, a vibrat măcar un gând bun îndreptat către un obiectiv care se înalță. S-a vorbit destul și îmi place să spun, a fost amintit atunci când s-a proclamat statul Israel, se spune că după ce s-a citit proclamația, acel evreu de origine poloneză, David Ben-Gurion, a citit proclamația, se spune că discret, la urmă, situația era tensionată și și-a tras cravata, cămașa și cravata și s-a văzut pe dedesubt cămașa de uniformă militară și a spus: domnilor, sărbătoarea a trecut, începe războiul. Avem de dus o luptă mai departe și avem de transmis celor din jurul nostru un mesaj. Vom veni aici să predicăm Evanghelia, vor fi invitați, există un plan pentru o perioadă de evangelizare. Mulți ați primit sau veți primi un astfel de pliant pentru perioada până la sărbători. Vom organiza seri de evangelizare, vom trudi, facem apel la frații din loc și facem apel la toți cei care pot da o mână de ajutor. De ce? Pentru că sărbătoarea este frumoasă, ne despărțim, ne pierdem din priviri, dar solia trebuie dusă mai departe. Ea trebuie dusă cu lacrimi, ea trebuie dusă cu cântec, ea trebuie dusă cu bucurie, cu efort, cu sacrificiul fiecăruia dintre noi. Același poet spunea în finalul unei cântări, unei poezii, zicea acolo:
cu glasul pasării măiestre și astăzi întristarea-mi frâng, când vântul-mi suflă la ferestre și-mi spunea Golgotei poveste, în piept fiori de cântec strâng, cu glasul păsării măiestre mă rog adânc și cânt și plâng. O, doina Golgotei, cum plânge în tine cântecul slăvit, de o dragoste scăldată în sânge, de pieptul cel străpuns ce strânge, iertat norodul tău cel sfânt, te cânt cu cât mai mult voi plânge și plâng cu cât mai mult te cânt. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne dea lacrimi în rugăciune și să ne dea patos, pasiune pentru Domnul Iisus Hristos. Solia Evangheliei trebuie dusă mai departe, cu dragoste, cu sacrificiu, cu lacrimi și cântec, dar mergem înainte, avem de ținut sus un steag, steagul credinței, biruinței noastre în Domnul Iisus Hristos și avem de transmis lumii un mesaj, mesajul împăcării cu Dumnezeu prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Vă invit să ne ridicăm și să mulțumim pentru această frumoasă dimineață și îl rugăm pe fratele Dan Vasile să încheie cu rugăciune și cu mulțumire dimineața aceasta binecuvântată pe care am petrecut-o înaintea Domnului. Plecăm capetele în liniște cu evlavie și mulțumim Domnului. Cu recunoștință venim înaintea Ta, Doamne, și binecuvântăm numele Tău pentru ziua aceasta pe care ne-ai dăruit-o, Doamne, pentru bucuria întâlnirii cu frații noștri, întâlnirea cu prietenii Evangheliei și întâlnirea cu Tine, cu cuvântul Tău care dă viață. Îți mulțumim frumos, Doamne! Îți mulțumesc frumos pentru toți aceia care au pus umărul la edificarea acestei construcții. Îți mulțumesc pentru toți aceia care s-au rugat, Doamne! Îți mulțumesc pentru toți aceia care au cântat, Doamne, de bucurie când au văzut, Doamne, lucrarea aceasta! Îți mulțumesc pentru cei care au participat astăzi aici, în locul acesta, Doamne, la această sărbătoare! Doamne, îți mulțumesc pentru localitatea Căprioara! Îți mulțumesc, Doamne, pentru România, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, pentru tot ce dai poporului Tău, Doamne. Acum, la despărțire din locul acesta, Te rog în numele Domnului Iisus Hristos să binecuvintezi pe toți aceia care au fost în locul acesta, Doamne, părtași la această bucurie. Binecuvintează-i pe cei care au vestit cuvântul Evangheliei Tale și binecuvintează inimile, urechile noastre și inima noastră să priceapă, să înțeleagă și să ne întoarcem cu toții la Tine, Doamne. Te rog frumos, uită-te spre localitatea aceasta, Amin. Binecuvintează-o, Doamne, cu pocăință, Doamne, Amin. Și mă rog, Doamne, și pentru preotul din satul acesta, Amin. Binecuvintează-l, Doamne, Dumnezeule, Amin. Cu lumină de la Tine și pe enoriașii din locul acesta să Te cunoască pe Tine. În numele Domnului Iisus Hristos, îți mulțumesc, Doamne, și Te slăvesc pe Tine. Fie în numele Tău glorificat de acum și până în veșnicie. Amin. 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 Vă rog să reocupați locurile. Aș vrea să mai fac câteva anunțuri. În primul rând, și eu vreau să vă mulțumesc tuturor celor care ați găsit de cuvință să fiți cu noi la această părtășie, dorind ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vreau să vă spunem că organizăm evangelizări începând din seara aceasta. Grupul Harul pe care l-ați ascultat va rămâne în continuare și în seara aceasta. Și am înțeles că fratele Sandu are o mărturie deosebit de frumoasă și rugăm să rămână în seara aceasta aici ca să poată să-și ducă lucrarea până la capăt. Dar frate Sandu, Domnul să te binecuvinteze! De asemenea, va veni fratele Sandu Negrușer, pastor în Biserica de pe Albini. Iar începând până înainte de Crăciun, în fiecare vineri și sâmbătă seara, de la orele 18, vom avea frați slujitori. Vineri, 28-11, va veni fratele pastor Gicu Stan, împreună cu un grup de cântăreți. De asemenea, sâmbătă, 29-11, fratele Radu Sabău, pastor în Biserica din Jibou, de asemenea, împreună cu cântăreți. Vineri 5 decembrie, fratele Costel Sofronie, împreună cu fratele Ovidiu Litianu,
pe care mulți l-ați auzit, i-ați ascultat cântările. Deci vineri, 5 decembrie, vor fi în biserica noastră. De asemenea, sâmbătă, 6 decembrie, va veni fratele Ambrozie Pop, pastor în biserica din Someșeni, unde slujește împreună cu grupul Harul. Și vineri, 12 decembrie, va veni fratele Zaharia Bica, de asemenea împreună cu cântăreți. Sâmbătă, 13 decembrie, fratele Relu Moldovan, pastor în biserica de pe Carpați. Să ne rugăm pentru fratele Relu și pentru fratele Romi Mocanu, care dânsii sunt slujitori la nivel național. Fratele Romi este secretarul general al Uniunii Bisericilor Pentecostale din România, iar fratele Relu Moldovan a fost de curând ales vicepreședinte al acestei uniuni. Să ne rugăm ca Dumnezeu să le dea înțelepciune ca să poată să păstorească turma pe care Domnul le-a încredințat-o. De asemenea, vineri 19 decembrie va veni fratele Marius Sabău, pastor în Biserica Baptistă Betel din Mănășturi, împreună cu un grup coral, pentru că suntem în preajma sărbătorilor de iarnă, vor avea loc concerte de colinzi, atât vineri cât și sâmbătă seara. Iar sâmbătă în 20-12 va veni fratele Vasilică Bojor, pastor în Biserica Betania din Cluj. Vă invităm cu toată dragostea, cei care poate nu ați reținut aceste date pe care vi le-am spus, vă putem da o invitație și ca să puteți să știți când au loc aceste evangelizări. De asemenea, vreau să vă invităm să luăm masa împreună, aici la școală, vă invităm pe toți ca să intrați sus, și cei de jos, și cei de sus. Știu că nu vor intra toți în sala de sus, dar am pregătit și în sala de jos. O să le spunem și unora să vină în sala de jos, dar vă rog majoritatea să mergem în sala de sus. Vă dorim o duminică binecuvântată, harul și binecuvântarea Domnului să fie și să rămână cu noi cu toți, de acum și în veci de veci. Amin. Amin.